Este o doamnă. Stimate doamne și domni, onorați invitați, bună ziua și bine ați venit! Suntem aici pentru ca împreună să asistăm la evenimentul de lansare a platformei avahel.md. Este o platformă digitală, inovatoare, dedicată femeilor. Mai mult decât atât, este o comunitate dedicată care va conecta femei din diferite medii cu posibilități diferite pentru a le sprijini să se dezvolte atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Evenimentul de astăzi este o etapă din proiectul Femei Lidere de Azi, Pacea de Mâine, implementat de Asociația Obștească Help din Republica Moldova în parteneriat cu Asociația Innovatrium din România, cu susținerea financiară a organizației UN Women Moldova și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară. În jur de 120 de femei din Ucraina, dar și din comunitatea locală, au beneficiat de cursuri de leadership și de antreprenoriat în cadrul acestui proiect. Și gazda evenimentului de astăzi este Asociația Obștească Help. Vreau să o invit aici pe fondatoarea asociației, Viorica Țâmbălari. Bună ziua, bună dimineața tuturor. Vreau să spun că sunt căști pentru traduceri. Aici. E bine așa? Eu fac așa cum spun, privesc eu. Avem cărți care traduce în limba engleză, română și rusă. Vă rog frumos să le găsiți pe scaunele dumneavoastră, dar dacă nu, colegele mele o să vă aducă ca să aveți așa o traducere, să înțelegem bine ce discutăm aici. Bună dimineața încă o dată! Vă mulțumesc foarte mult că am reușit toți împreună să organizăm acest eveniment, pentru că participând toți și fiecare în parte, numai așa poți să ajungi la obiectivul propus. Mulțumesc reprezentanților ministerilor, a Parlamentului Republicii Moldova, donatorii noștri, dragi colegi care au pus tot suportul să aibă loc acest eveniment, partenerilor noștri și fiecare femeie în parte. Aici sunt femei care au trecut cursul de leadership și de antreprenorat în cadrul acestui proiect. Și mă bucur foarte mult că acest eveniment ne-a întrunit pe toate aici, pentru că știu că ați făcut drumul lung, cineva din Găgăuzia, cineva din Transnistria, și asta este fenomenal, că noi putem să ne întâlnim un eveniment comun, unde să fac și eu cunoștință cu fiecare dintre voi și sper tare mult să avem timp să discutăm, pentru că ați fost foarte activi la aceste cursuri. Multe dintre voi aveți astăzi o zi importantă când faceți un pas important în a deveni independente financiar luând un grant, despre care o să vorbim la panelele următoare. Multe dintre voi ați făcut comunități, ați făcut activități în comunitățile voastre, activități extraordinare pe care le-am urmărit și eu și la care o să vin cu drag la cele care încă urmează. Și așa se construiește o comunitate de femei, lidere, unite și solidare. Și când vorbesc de solidaritate, vorbesc de femeile din Ucraina, pentru că acest proiect a fost dedicat femeilor din Ucraina și femeilor din Republica Moldova, făcând o incluziune în societatea noastră. Și vreau să mulțumesc femeilor din Ucraina în special că ne-ați învățat o lecție și pe noi, și o lecție destul de importantă, să ne pregătiți, să știm cum să găzduim un număr atât de mare în Moldova și noi ca organizații non-guvernamentale să ne adaptăm după nevoile voastre și să facem ca incluziunea în societatea noastră să fie una bună, una sănătoasă. Și respect vouă că după iată 2 ani, aproape 2 ani de război în țara voastră,
sunteți curajoși, țineți piept atât pentru voi cât și pentru noi și pentru, pentru toată, tot globul pământesc, au zice așa, pentru că fiecare criză de acest gen cumva scutură pe toți. Vă doresc ca să avem o zi productivă, interesantă. Eu o să vă vorbesc mai mult despre platforma pe care o lansăm astăzi oficial la compartimentul când o să am mai mult de vorbit. Acum vreau să vă mulțumesc încă o dată că suntem toți aici și să vă urez o zi interesantă și productivă împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, Viorica! Și echipei tale și ție îți dorim într-un ceas bun cu această platformă să fie cu bine. Viorica a pomenit despre independența financiară și voiam să adaug că independența financiară a femeilor le asigură nu doar o viață demnă și decentă, ci și le poate proteja de actele de violență și de discriminare. Poate preveni aceste fenomene în viața unei femei. Iar binele femeilor înseamnă și binele comunității. Independența financiară a femeilor înseamnă dezvoltare economică într-un stat. Și spunând acestea, vreau să chem aici reprezentantele autorităților. În primul rând, o chem pe Marina Morozova, care este membra a Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, ca să vă salute și să dezvolte acest subiect. Bună ziua! Bună ziua! Vă salut cu drag și mă bucur să văd atâtea doamne joi dimineața la Chișinău, care au parcurs zeci, sute de kilometri ca să participe la acest eveniment de abilitare economică a femeilor. Dragă Viorica, țin să te felicit pentru acest eveniment și pentru această platformă care ai inițiat-o și sunt sigură că acest proiect va fi unul de succes, iar toate femeile care sunt astăzi prezente și cele care se vor implica în acest proiect vor deveni și mai independente financiar. Cum s-a menționat, independența financiară ține de pașii care noi facem pe parcursul vieții. Și această independență financiară este mult mai importantă pentru femei, pentru că de-a lungul timpului noi, femeile, am fost cele care am depins de financiar, inclusiv financiar, de bărbați. Acum schimbăm viziunile, schimbăm abordarea și vedem cât tot mai multe femei independente financiar, ceea ce creează o comunitate și mai puternică și un stat mai puternic. La nivel de parlament și guvern, abilitarea economică este un domeniu foarte important și lucrăm împreună cu partenerii de dezvoltare, astfel încât să abilităm cât mai multe femei și să devină independente financiar. Toate proiectele, toate măsurile de susținere a femeilor și a familiilor vin să dea acea independență pentru femei. Avem o serie de proiecte care ajută femeile să revină mai ușor la locul de muncă. Avem o serie de programe financiare care vin cu suport financiar pentru a deschide o afacere și avem foarte multe măsuri care sunt în bugetul pentru anul 2024. Astăzi, în ședința plenară, vom discuta inclusiv despre bugetul pentru anul 2024 și vreau să vă anunț că avem o majorare substanțială pentru indemnizația unică la naștere de 20.000 de lei. Fiecare copil care se va naște în Republica Moldova va primi o indemnizație de 1.000 de euro. Ne aliniem la standarde și suport ca și în țările europene. Pe lângă toate acestea, avem foarte multe modificări ce țin de
pentru a ne armoniza viața de familie cu cea profesională. De anul trecut, femeile și tații, mamele și tații, pot să aleagă mai multe opțiuni pentru a îngriji de copilul până la vârsta de un an, doi sau trei. Și în dependență de această perioadă, puteți să primiți și indemnizația de îngrijire a copilului. Totodată, pentru că ținem la independența femeilor, încurajăm bărbații să fie cât mai implicați în creșterea copiilor, astfel încât acel concediu de paternitate a fost mărit la 15 zile și poate fi luat până la vârsta de un an a copilului, fragmentat în trei părți. Sunt foarte multe modificări care pun femeile să aleagă să fie mai active și mai independente. Iar statisticile care arată că 97% din femei spun că nu sunt active și nu revin la serviciu pentru că au îndătoriri casnice, raportate la doar 3% din bărbați, arată cât de important este să ajutăm femeile să revină la muncă, să-și lanseze o afacere și să devină independente financiar. Aveți tot suportul nostru în Parlament, în Guvern și eu cred că dacă dumneavoastră ați ales fiți astăzi la acest eveniment, cu siguranță veți avea multe oportunități de dezvoltare a unei afaceri sau de crearea locurilor de muncă. A fost un eveniment zilele trecute, un forum al femeilor, în care am aflat că o refugiată din Ucraina și-a dezvoltat o afacere în Republica Moldova și are deja 75 de angajați. Deci este o... Nu știu dacă această doamnă este astăzi prezentă, dar am fost uimită să descoperim această femeie și, într-adevăr, se poate. Se poate cu toate granturile, cu toate programele care sunt la moment, se poate să vă inițiați într-o afacere și să această afacere să fie una care să dea locuri de muncă, să fie una de succes. Depinde doar de dumneavoastră, de implicarea dumneavoastră, pentru că noi și atât statul cât și partenerii oferă toate posibilitățile pentru aceasta. Eu vă doresc mult succes, o să fim alături de platforma AVA și vreau ca această platformă să dezvolte afaceri care să fie semnate de multe, multe femei. Multă baftă și o zi frumoasă! Mulțumesc mult, doamna Morozova. Alături de noi astăzi la acest eveniment sunt și reprezentante de la mai multe ministere și vreau să o invit mai întâi de toate pe doamna Tatiana Zatâc, reprezentanta Ministerului Sănătății. Bună ziua încă o dată. Ziceam în pauza de cafea că, de fapt, văd aici cele mai puternice femei. Și sunt femei tinere care au încă o perspectivă multă de a crește și de a avea și abilități și valori și de a întreprinde și acțiuni. Și vroiam să zic ca reprezentant al Ministerului Sănătății că cea mai mare valoare pentru o societate este sănătatea. Și de ce este foarte important ca anume femeile care înțeleg cel mai bine cât de importantă este sănătatea, în primul rând, pentru copiii săi, pentru familia sa, să promoveze sănătatea la nivel de comunitate. Și anume activismul, anume această valoare, eu cred că în instruirile de leadership care au fost pentru a dezvolta anumite afaceri, va merge ca un fir roșu în fiecare activitate a dumneavoastră.
Și vă îndemn și vă încurajez ca anume sănătatea, care este promovată de Organizația Mondială a Sănătății în toate politicile, să o aveți ca bază în afacerile pe care le dezvoltați. Deoarece și o afacere pentru alimentație este important ca ea să fie sănătoasă și o afacere pentru a crește anumite culturi agricole este important ca să fie bazată pe principii pentru sănătate, adică în toate ce o să faceți și o să dezvoltați în continuare, să aveți grijă ca de perspectivă să avem o sănătate cât mai bună a tinerii generații, a copiilor noștri și a societății în întregime. Este important despre tot ceea ce se face la nivel de stat, la nivel de țară, pentru sănătatea populației. Sănătatea femeilor și a copiilor a fost tot timpul o prioritate și în toate documentele de politici pe care le dezvoltă ministerul și le promovează pentru aprobare la nivel de guvern sau parlament, sănătatea femeilor este pe prim plan și a copiilor de asemenea. De aceea, nu am să vorbesc acum despre toate acele documente care sunt la nivel de stat, dar ele au ca scop anume atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru a avea o sănătate mai bună la toate etapele vieții. Și vorbim aici copii, tineri, adolescenți, femei de vârstă reproductivă, sănătatea sexuală reproductivă, combaterea violenței, tot ceea ce este atât de important ca femeile într-adevăr să fie puternice, de atât că atunci când este familia sănătoasă și sunt copiii sănătoși, atunci și femeia are posibilitate de a se dezvolta și a deveni independentă și egală în șanse cu bărbații din țara noastră. Doresc succes acestei platforme digitale și cred că într-adevăr va fi o punte de legătură între femeile din Moldova și femeile din Ucraina. Și acel exemplu care îl oferă Ucraina pentru țară și pentru țara noastră și pentru țările din regiune, de fapt, demonstrează că există forță pentru a ajunge la pacea de mâine. Doresc tuturor pace, sănătate și mult succes în continuare. Mulțumim, doamna Zatăc. De la Ministerul Afacerilor Interne, vreau să o invit aici pe Jana Costache, secretară de stat. Nu a reușit să ajungă dumneaei. De la Ministerul Justiției, doamna Stella Braniște, la fel secretară de stat. Da, vă rog. Onorată audiență, stimate doamne, bună ziua. Să știți că mă simt extrem de onorată astăzi. Să vă salut din numele doamnei Mihailov Moraru, doamnei ministru. Iar pe de altă parte mă simt, dumneei este plecat, apropo, într-o deplasare de serviciu tocmai peste ocean. Și din considerentul ăsta n-a putut onora invitația, iar pe de altă parte mă consider o norocoasă, pentru că atunci când am intrat aici am văzut efectiv preponderent, mă așteptam, dar totuși, preponderent un colectiv atât de frumos de femei, cu siguranță puternice și pline de entuziasm, cunoscând de fapt motivul evenimentului de astăzi, mi-am dat seama că eu sunt o norocoasă, așa cum spuneam, că pot să vin să ascult, să văd, să interacționez, să fac cunoștință cu femei care sunt puterea de azi și viitorul de mâine. Vreau să zic că, de fapt, dominanta politicilor guvernului este egalitatea de gen și nimeni nu va contesta lucrul ăsta, pentru că este absolut vizibil, pornind de la Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, acolo unde în obiectivele strategice se regăsește pe componenta de economie, de resursă umană, de instituții puternice, democratice, se regăsește principiul asigurării egalității de gen. În ani, eu cred că Republica Moldova a avansat încet, dar cu pași siguri.
pentru că egalitatea de gen este o dominantă la nivelul politicilor internaționale și universale chiar, și aici o să vorbesc despre standardele Consiliului Europei, despre standardele Organizației Națiunilor Unite, la care noi ne referim și de unde noi le preluăm și le introducem în documentele noastre de politici. Am avut și avem astăzi un nou program de implementare a rezoluției Consiliului de Securitate ONU, Femeia, Pacea și Securitatea. Este un nou program național de asigurare egalității între femei și bărbați în Republica Moldova, un document de politici ambițios 2023-2027, promovat de Ministerul Muncii, care urmează să genereze acele rezultate așteptate. Femeia în politică, în mediul economic, femeia în medicină, femeia în afaceri. Eu cred că faptul că noi astăzi avem o cifră semnificativă de femei în viața politică, economică, socială, culturală, denotă o tendință în creștere, încurajatoare a femeii în societatea din Republica Moldova. Ministerul Justiției este abilitat cu obligația de a promova politici eficiente în domeniul justiției și drepturilor omului. Și când zic drepturile omului, nu trebuie să ne îngrijim să fie acele drepturi civile și politice să fie asigurate fiecărui din noi, inclusiv femeilor. Din păcate, raportul Comitetului ONU împotriva discriminării vorbește, cel de-al șase raport recent, vorbește despre totuși multe lacune care există la nivel de cadru legal în Republica Moldova, cadru instituțional. Și aici avem de lucru. Cu toate acestea, din perspectiva Ministerului Justiției, vreau să vă zic că noi am promovat și am avut firul roșu, politica de gen, în toate planurile noastre instituționale și sectoriale și cu titlul de exemplu aș putea să vă spun că, bună oară, doar în anul 2023, Ministerul Justiției a promovat modificări la legea privind egalitatea de șanse, tot ce înseamnă ajustări în domeniul nediscriminării, am extins criteriile de nediscriminare pentru a oferi un mecanism mult mai eficient de sesizare a cazurilor de nediscriminare, de monitorizare acestor și de investigare a cazurilor de către organele de forță. La fel, noi am fortificat cadrul legal pentru a asigura instituțiilor de protecție a drepturilor omului național mai multe pârghii și pentru a le fortifica capacitățile. La fel, în 2022-2023, discursul instigator la ură, inclusiv pe criteriul de sex, a fost incriminat în codul penal și codul contravențional. Ne-am propus să asigurăm din principiul accesului la justiție mecanisme mult mai eficiente și mai viabile pentru femei. Deci, practic, femeile astăzi beneficiază, victimele ale violenței, beneficiază de asistența juridică garantată de stat din momentul sesizării, fără a face dovada venitului lor, indiferent de gradul de venit, al persoanei a femeii victime. Ceea ce ne-am mai propus și va constitui, evident, și o dominantă în perioada care urmează, va fi să instruim și să punem accent pe actorii din sectorul justiției și aici ne referim la judecătorii, actorii avocații, toți reprezentanții sectorului justiției care interacționează cu cazuri în funcție de tematică, în cazul de violență, bunoară, să fie fortificate capacitățile lor, să folosească mecanismele eficient, așa încât, evident, să ajungem la statistica care va zice că noi am ajuns la o descreștere a cazurilor de violență. Atunci când vine vorba de, din păcate, de violență, fenomenul care este încă prezent în societatea noastră, Ministerul Justiției au asigurat mecanisme îmbunătățite de protecție a victimelor și de urmărirea agresorilor. Astăzi, grație modificărilor care au fost operate în legislația procesuală, nu doar victima care este, nu doar victima violenței domestice, dar și membrii familiei pot beneficia de protecție și de monitorizare prin intermediul sistemului electronic de monitorizare, ceea ce a constituit un, să zicem, un indicator pe care ne-am propus să-l atingem atunci când am promovat
setul de măsuri pentru a racorda legislația națională la prevederile Convenției de la Istanbul, la care noi am aderat și care cred că suntem, unde am bifat, cred că o reușită frumoasă. Raportul Comisiei Europene împotriva Republicii Moldova, care face de altfel recomandarea Consiliului UE de a iniția negocierile cu Republica Moldova, decizia pe care o așteptăm cu nerăbdare, acum în luna decembrie, constată de fapt, pe lângă multiple aspecte care au fost înregistrate bune la nivel de cadru legal și cadru funcțional, constată bineînțeles existența deficiențelor. Și ceea ce își propune guvernul și implicit Ministerul Justiției pentru perioada care vine este să dezvoltăm mecanismele care sunt, să creăm pârghii noi, evident, ținând cont de bunele standarde și recomandările care vin din partea structurilor de monitorizare internațională. Ceea ce înseamnă astăzi, prezența dumneavoastră la evenimentul de astăzi vorbește tot mai mult. Women in power, puterea femeilor de a mișca lucrurile din loc. Nu contează că este în sectorul justiției, economiei, domeniul educației, medicinii, indiferent. Este o putere care crește și eu vreau să vă spun că prezența, implicarea mai degrabă societății civile și prezența organizațiilor societății civile este practic un factor dominant. Și eu pot să vă zic din perspectiva mea, fiind parte, un funcționar public cu foarte mulți ani de experiență, poate autoritățile publice, într-adevăr, au tendința și obligația să promoveze politici bune, iar implementarea lor eficientă și calitativă se datorează doar prezenței actorilor, partenerilor din societatea civilă. Așa că eu vă salut, vă felicit pentru ceea ce ați reușit să realizați astăzi. Evident că trebuie, nu vă doresc, dar trebuie să atingeți și culmiuri viitoare și vom fi onorați să ne mai invitați și la următoarele evenimente pentru a vă vorbi cum stau lucrurile de azi până la treapta următoare. La mai mult și la mai mare succese tuturor participantelor proiectului de astăzi. Și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim mult, doamna Braniș, să salutăm în sală și prezența reprezentantelor de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și de la Ministerul Economiei și Digitalizării, pe care le vom implica pe parcursul evenimentului în sesiunile următoare ca să răspundă la întrebări sau să comenteze anumite situații. Așa cum vă spuneam, lansarea platformei digitale avahelp.md este o continuitate a acțiunilor întreprinse în cadrul proiectului Femei Lidere de Azi, Pacea de Mâine. UN Women a susținut acest proiect lansat încă la începutul anului, așa cum susține toate eforturile pentru asigurarea egalității de gen, fiind lider mondial la capitolul apărarea intereselor femeilor. Și vreau să o invit în acest moment la tribună pe Dominica Stojanovska, reprezentantă de țară UN Women. Bună dimineața tuturor! Sunt foarte bucuroasă pentru faptul că ați venit la Chișinău într-un număr atât de mare. Aș dori să salut pe toți, pe toate reprezentanții instituțiilor de la UN Women. Viorica, în opinia mea, acesta este unul dintre acele ocazii când suntem mândri de activitatea noastră. Vă mulțumim foarte mult pentru efort, pentru rezultate. Mă gândeam la cele menționate de antevorbitori și aș dori să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, trebuie să recunoaștem faptul că noi trăim un moment fără precedent de război, crize care ne afectează pe toți și pe toate. În viața mea nu cred să fi văzut vreodată conflicte atât de răspândite și o criză umanitară de astfel de proporții. Nu este un lucru bun pentru nimeni. Noi am trăit experiența proprie în acest sens și cunoaștem, avem dovezi conform cărora atunci când sunt declanșate războaie, crizele, femeile sunt afectate în mod disproporționat, fiind victime directe ale diferitelor crime, membrii familiilor, și am văzut cu ochii proprii
în conflicte și în criza refugiaților, aici Moldova, majoritatea refugiaților fiind femeile și copiii. De asemenea, am văzut și fiind reprezentant al UN Women, a organizației care lucrează pentru abilitarea femeilor, pentru egalitatea de gen, noi am trecut printr-o schimbare în activitatea noastră pentru a înțelege că noi toți, toate suntem într-o criză umanitară. Femeile din Ucraina au fost afectate în mod disproporționat, fiind forțate să-și lase casa, să-și ia copiii, să-i protejeze și să le dea un loc sigur plecând din țară. Cred că au avut mare noroc în aceste circumstanțe teribile de război și suferință. Au putut să vină în Moldova și aceasta a fost o schimbare pozitivă, întrucât au găsit aici femei, guvern, care le-au primit, le-au deschis casa, inima. Iar Moldova este o țară și cu un guvern, cu un popor care lucrează mult pentru a elimina discriminarea de gen, inegalitățile existente și pentru a promova efectiv egalitatea de gen și abilitarea femeilor. În aceste circunstanțe, pentru UN Women a fost important de a se implica cu agențiile ONU și de a oferi asistență imediată, protecție tuturor, în funcție de posibilități, capacități și funcțiile locului nostru. Pentru UN Women a fost important să nu perceapă femeile drept doar ca victime care au nevoie de protecție. Noi ne-am propus să mergem dincolo de această percepție. Femeile au putere. Când vorbim despre regiune, am locuit în Ucraina, anterior, acum locuiesc în Moldova și sunt foarte bine primită. Este o regiune unde femeile au studii superioare, au capacități importante, uneori nu lucrează din cauza că preiau responsabilitățile pentru familie și copii, au capacități și putere. Nu ne-am dorit să privim femeile drept victime, oferindu-le protecție, ci să le privim drept lidere, femei lidere care vor produce o schimbare, femei care nu vor aștepta, ci care vor întreprinde acțiuni. Viziunea noastră în acest sens a fost de a găsi o modalitate de a sprijini organizațiile locale din Republica Moldova, întrucât acestea au fost acele care imediat s-au implicat, oferindu-le ajutor celor afectați de criză, și noi pledăm pentru activarea fondului ONU global pentru femei în condiții umanitare, pentru a susține organizațiile la nivel local, organizațiile de tineret, organizațiile de femei sau conduse de femei, ca să ofere sprijin, ajutor femeilor în criză, copiilor și familiilor acestora. Acesta a fost unul dintre cele mai bune rezultate realizate în această criză, activarea acestui fond, ce ne-a permis organizarea parteneriatelor cu organizații din domeniul sănătății și din alte domenii, care ne-a permis să implementăm foarte multe inițiative în ultimii 2 ani în Republica Moldova. Prin acest fond, noi am ajutat peste 200.000 de persoane. Indirect am ajutat peste 7.000 de persoane implicate în diferite tipuri de activități de liderism, instruiri. Cel mai important, inițiative pentru reziliența economică, crearea start-up-urilor, afacerilor și oportunităților de angajare în câmpul muncii. Înțelegem foarte bine că Republica Moldova este o țară care se confruntă ea însăși cu probleme de pe urma pandemiei COVID, celor 3 crize, care pune povară pe Republica Moldova. Moldova este o țară care permite noilor idei, noilor oportunități să se dezvolte și este o țară unde multe inițiative implementate pentru a susține aceste schimbări. Orice inițiativă nu se va solda cu un business, dar nu toate afacerile vor avea succes din prima zi. Platforma digitală, și Viorica, eu am verificat-o, am văzut-o, am văzut că oferă cursuri de instruiri. În opinia mea, putem adăuga mai multe posibilități în acest despre oportunitățile, inițiativele în desfășurare. Iar acesta e foarte important pentru crearea rețelelor, comunicare, sprijin reciproc.
sprijin comunitar, pentru ca ideile și ideile privind afacerile să fie dezvoltate pe aici. Am văzut multe femei din Ucraina, sosite în Moldova, care și-au creat afaceri proprii și aceasta a contribuit la solidaritatea și inițiativele comune. Din partea noastră vom continua să extindem parteneriatele cu organizațiile și să le sprijinim în continuare. Aș dori să vă menționez câteva date din discursul pregătit de un coleg bărbat. Aș dori să mă refer la ceea ce spune colegul meu. Noi, UN Women, considerăm puterea transformatoare a femeilor. Acesta este un adevăr, dar colegul meu scrie în discursul meu, atunci când femeile prosperă în comunitate, în viața lor profesională, personală, întreaga comunitate prosperă. Oferim sprijin femeilor care vor deveni promotoare ale schimbării, care vor elimina bariere și vor avea posibilitățile pentru societate mai inclusivă. Colegul meu crede în aceasta și alți colegi, parteneri, bărbați cred în asta. Noi considerăm că cheia pentru dezvoltarea economică, pentru prevenirea conflictelor și crearea soluțiilor pentru îmbunătățirea situației geopolitice necesită implicarea unui număr mai mare de femei în politică, în economie și în celelalte sectoare. Paritatea aduce diversitate prin diferite modalități de a înțelege problemele, diferite modalități de a înțelege problemele, provocările. Credem cu fermitate că și dumneavoastră la fel credeți cu fermitate în acest lucru. Aș dori să vă mulțumesc organizațiilor Help Innovatum pentru ideile propuse în această platformă și sper că va continua să se extindă și să utilizăm platformă pentru schimb de idei, pentru creare de rețele și pentru schimb de probleme, provocări prin care am trecut. Avem depășit aceste dificultăți, am avut situații când ne-a fost mai dificil sau mai ușor. Puterea noastră este conectivitatea, solidaritatea, sprijinul și sunt foarte recunoscătoare pentru toate rezultatele, activitățile și sunt recunoscătoare cetățenilor din Ucraina, din Moldova, care sunt foarte prietenoși și m-au primit și mă fac să mă simt ca acasă, lucrând în ultimii 6 ani în Ucraina și Moldova. Mulțumesc pentru atenție și abia aștept să vedem prezentarea și vă doresc tuturor o zi frumoasă. Cu asta încheiem discursurile de salut și este momentul să intrăm în miezul evenimentului. Dacă voi parafraza acea expresie binecunoscută, să intrăm în pâine, haide să intrăm în platformă și să vedem ce oportunități ne oferă, ce instrumente ne pune la dispoziție, cum putem să ne conectăm și cum să o valorificăm la potențialul ei maxim. Iar despre asta o să ne vorbească cea care a venit cu ideea lansării acestei platforme, Viorica Țâmbălari. Mersi mult, Sorina. Într-adevăr, a venit acum punct culminant. De ce ne-am întâlnit noi aici? Eu nu știu cum stau așa ca să mă văd cu toți. E bine așa? Într-adevăr, această platformă a fost un vis și eu, cum obișnuiesc, visele să se realizeze, amele cel puțin, și încurajez toate femeile să viseze la cel mai înalt nivel. Eu tot timpul mă gândeam, apropo, se le cunoaște această istorie, când eu odată ne-am imaginat cum văd eu o comunitate ideală de femei. Și atunci am văzut un oraș unde femeile se plimbau în rochi așa vaporoase, vara, și toate se salutau între ele, vorbeau, se cuprindeau. Și am zis, asta pentru mine este o comunitate într-adevăr valoroasă, unde femeile sunt solidare, se bucură una pentru alta, se încurajează și așa se dezvoltă. Noi acum suntem în era digitalizării și eu cumva am transformat
tot acest vis într-o platformă unică pentru Republica Moldova, unde tare mi-aș dori să se regăsească cât mai multe femei, pentru că această platformă, tehnic vorbind, are capacitatea să țină 1 milion de utilizatori. Respectiv, loc și spațiu este pentru toți și pentru toate. Această platformă, anumită AVA, abilități, valori și acțiune, pentru că asta este nevoie să avem, să avem abilități, să facem acțiuni și să avem aceleași valori. AvaHelp.md este o platformă care noi, la care am lucrat pe parcursul acestui an, în cadrul acestui proiect, și a luat o parte bună din proiectul nostru și tare, tare sper și cred că ea să fie o platformă sustenabilă pe mulți ani înainte, dar asta depinde de noi toți, cât vom utiliza platforma și de noi ca echipă, ca să încărcăm acolo acele informații necesare încât să vă ajute pe voi, să ne ajute pe noi, să ne dezvoltăm. Haideți să vedem ce este în ea la momentul de față. Așa. Aici, apropo, voi puteți să scanați QR codul și să vedeți. Este prima platformă dedicată femeilor ce doresc să devină lidere în comunitățile locale și noi aici am încărcat acțiunile femeilor lidere care deja au creat multe activități în localitățile locale. Vă puteți înregistra pe platformă, pentru că platforma are două dimensiuni, să zic așa. O interfață unde puteți să găsiți multă informație și o să vă prezint acuși care și înregistrându-ne putem avea acces la cursuri și la un chat sau la o comunitate creată virtual, unde noi acolo ne ajutăm reciproc între noi, abordând diferite subiecte. Așa, misiunea noastră AVA este de a crea o punte de legătură între femeile din Moldova și femeile refugiate din Ucraina, care se află pe teritoriul Republicii Moldova, aducându-le împreună într-o comunitate. Platforma este tradusă în trei limbi, în limba română, rusă și engleză, și aici noi ne-am referit la femeile din Ucraina, dar o să vedeți că găsiți informații pentru orice femeie care dorește să vină în Moldova, să locuiască sau să reîntoarcă chiar din diaspora, pentru că eu, trăind acolo mulți ani și când m-am mutat din Franța în Moldova, am avut nevoie să cunosc informații unde pot da copilul la școală, unde la grădiniță, care este legislația, care sunt primii pași pentru a-mi lua închirii un apartament sau a-mi deschide o afacere. Deci toate aceste momente o să fie foarte utile și pentru femeile din Moldova și cele care au plecat și vor să reîntoarcă și sperăm tare mult să reîntoarcă cetățenii noștri acasă. Avem istorie umane a femeilor noastre, atât din Moldova cât și din Ucraina, cum s-au integrat aici, unde povestesc care au fost provocările și unde și cine le-a venit cu suport în integrarea în societatea noastră. Avem informații utile ce ține de sănătatea femeii, asistență financiară, asistență juridică, asistență socială, angajarea în câmpul muncii, tot ce ține de partea socială și educație, bineînțeles. Cursuri. Avem cursul de antreprenoriat pe care noi l-am desfășurat împreună cu partenerii noștri Novatrum, partea de leadership și cu alți parteneri care au acceptat să colaborăm ca să încărcăm cursurile lor pe platforma noastră. Aceștia sunt partenerii proiectului, deocamdată sunt, eu aș zice, mulți deja, o să fie și mai mulți. Noi acum suntem în discuții și cu mai multe platforme, atât de stat, instituții de stat, cât și organizații non-guvernamentale, să facem parteneriate cât mai multe ca să găsească această platformă, cumva să întruchipeze mai multe proiecte și mai multe inițiative și idei pe o platformă unică. Eu, cum spun de fiecare dată, noi suntem foarte buni toți pe dimensiunile noastre, dar atunci când unim forțele toți într-un tot întreg, atunci este și impactul mai mare. De aceea suntem deschiși către parteneriate, dacă cineva este interesat să facem o colaborare, noi suntem deschiși.
La momentul de față vorbeam astăzi cu creatorii platformei care sunt în sală și le mulțumesc pentru munca depusă. A lucrat și azi noapte până târziu. Avem deja 515 ieri dimineața a fost, acum sunt 600 de utilizatori care au intrat și s-au logat pe platforma noastră și utilizatori de rang înregistrați și peste 6500 de vizitatori pe platformă. Haideți să vedem din ce țări sunt aceste femei care se conectează. În primul rând, Republica Moldova, Franța, nu știu de ce, chiar îmi pun întrebarea de ce este în top, Italia, Germania și România. Ne-am bucurat tare mult, uitați-vă aici este și procentajul, ne-am bucurat că și din România foarte multe femei sunt interesate de platforma noastră. Așa, aici surse de trafic, da? Aici eu nu mă pricep, cât că din care de unii vin pe platformă, unii văd mai des publicat. Apropo, să știți că noi nu avem tare mult timp de când am vorbit mult despre platformă, că am lăsat astăzi să fie așa punct culminant, dar de azi înainte sunt sigur că o să fie și mai mulți. Avem două femei extraordinare care ne ajută să promovăm acest proiect, Lilu și Lili. Lilu trebuia să fie cu noi astăzi, doar că, nu știu, cine urmărește, are o tragedie în familie, un deces. Și nu o să... Vine? A, vine. Da, tot ea ne-a învățat după tragedia ei că asta este ceva natural și într-adevăr și mă bucur că a revenit repede și o să o vedem astăzi, o să ne vorbească și mai mult. Și Lili, care astăzi are filmări și nu poate veni, dar a susținut foarte mult platforma, a făcut videouri, promovează ideile și valorile noastre și asta ne bucură că cumva unim toți împreună și activiștii și influencerii, că acum... După cum știți, ei sunt așa, o valoare mare în spațiul online. Avem mentorul tău, o idee care ne-a venit pe parcurs, nu a fost așa, a venit ca o idee și am zis, hai să o explorăm. Apropo, a venit de la doamna Angela Gladei, ea este aici în sală. A zis că să facem așa, mai mult pentru femei, femeile să aibă o conexiune mai aproape de mentori, care să le ajute și să le ghideze în procesul lor de dezvoltare. Aici am reușit, iată, să încheiem cumva acorduri neformale cu acești mentori, foarte cunoscuți în Moldova, cum ar fi Angela Nicolau, Daniela Josan, Lia Polgoșa, Angela Gladei, Margarita Tonu, Sile Moldovan și Eugenia Iurco. Suntem aici iarăși deschiși ca să facem colaborări și cu toți cei care sunt interesați să fie mentori. Femeile care accesează site-ul pot să intre în legătură directă cu acești mentori și să le ajute pe dimensiunile lor în crearea unei afaceri, în dezvoltarea unei afaceri sau în dezvoltare personală, mentorat, partea psihologică și multe, multe altele. Așa, ce găsim la noi pe platformă? Cursuri, în primul rând. Suntem bazați foarte mult pe partea de cursuri, mentorul tău, informații utile, istorii. Acestea sunt și cele mai utilizate, cel mai utilizate funcții din pe platformă. Și care sunt prioritățile pentru 2024? Este extinderea numărului de cursuri oferite, plasarea informațiilor relevante continue pe platformă, informare și consolidarea comunității femeilor, creșterea la de două ori, da? Așa pesimiști sunteți de două ori. Eu aș zice aici de vreo 20 de ori numărul de utilizatori. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Aceasta este platforma noastră în care noi credem foarte mult. Și eu astăzi, așa când am prezentat-o, m-am încărcat încă de mai multă energie și cred în ea că noi putem reuși să o aducem la o platformă națională și de informare. Apropo, pentru că în cadrul proiectului nostru am avut o campanie de informare care a acoperit toată Republica Moldova și am ajuns la mai mult de 6.000 de femei cu pleante și informații atât pe digitale cât și în format tipărit, unde le-am informat despre toate necesitățile lor. Am fost în teritorii, a fost acest proiect, unul, apropo, din cele mai mari proiecte a HELP, care ne-a dezvoltat foarte mult și le mulțumesc și partenerilor noștri
că ne-au ajutat în acest proces. Într-adevăr, a fost și este un parteneriat și ne-am educat noi ca organizație și ca echipă cum se implementează un proiect atât de mare și la rândul nostru noi am educat și am învățat cum să facem alte parteneriate cu femeile din teritorii care strigă toate într-un unison că vor organizații de femei în localitățile în care ele se află să dezvolte aceste comunități și eu le-am promis acolo unde am fost că noi neapărat o scriem aceste comunități pentru că online-ul e online, cum am spus, suntem în era digitală, dar offline-ul este mult mai fain, unde noi ne vedem, servim o cafea împreună și facem activități frumoase. Urmăriți pagina noastră pentru că noi o să și atât și pe Help, pe avahelp.media și pe Help, că noi o să postăm încă despre acțiunile comunitare pe care le organizăm în toată Moldova. Și mulțumesc echipei care s-a implicat în elaborarea acestei platforme și partenerilor care au acceptat să încheiem acordul de colaborare despre care o să vorbim ulterior. Și vă mulțumesc vouă fiecare că credeți în noi, că asta ne dă curaj să mergem înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Viorica, pentru această prezentare exhaustivă și, într-adevăr, vă doresc să vă măriți numărul de utilizatoare și să atrageți femeile noastre care se află pe diferite continente. Te rog să rămâi aici lângă mine, pentru că în cele ce urmează vă propun să cunoaștem 5 femei care sunt, aș putea să zic, eroinele zilei de astăzi. Este vorba despre 5 femei active, implicate și gata să miște lucrurile. Aceste doamne au beneficiat de cursuri de antreprenoriat în cadrul proiectului oferit de Help și de Innovatrium. Au avut idei inovatoare, le-au pus pe hârtie și le-au transformat în viitoare afaceri cu rezultate tangibile. Iar pentru ca visurile lor să poată să devină realitate, au obținut și granturi și astăzi aceste femei vor primi certificatele de grant. Vreau să le chem aici pentru ca să le cunoașteți. Sunt femei atât din Ucraina, cât și femei din Republica Moldova. Este vorba despre Ala Pozdjakova. Da, o invit aici în aplauzele voastre. Vă rog să rămâneți deocamdată aici pentru că o să vă primiți certificatele. Vika Pisarenko. Evdokia Cristioglo. Doina Chiosa și Valentina Milașcenco. Aplauze pentru aceste femei care sunt un exemplu și vă dorim foarte mult succes. Și acum vreau să o invit pe Dominica Stojanovska, reprezentanta de țară UN Women, ca să le înmâneze certificatele. Da. Pentru Doina Chiosa. Ala Pozdjakova. Valentina Milașcenco. Felicitări și aplauze.
Da, după panel, cred că urmează o poză comună. Vreau acum să le las pe aceste doamne să povestească istoriile lor în următoarea sesiune, care o să fie moderată de Sile Moldovan, președintele Asociației Innovatrium din România, și Ilona Mihăieș, care este expertă în cadrul acestei asociații. Vă ofer microfonul. Mulțumim. Da. Bună ziua tuturor! Este un moment emoționant și bucuros în același timp și pentru noi. E un moment emoționant și bucuros pentru că se lansează platforma. Principala motivație și energie care ne-a adus aici este această platformă pe care Viorica a prezentat-o mai devreme. De ce este în felul acesta? Pentru că în forma asta informațiile, resursele pentru femei pot fi mult mai accesibile, mai ușor de ajuns acolo și, evident, tot timpul mai actuale. Pentru că știți cum altfel, un program, o organizație are o activitate importantă, dar limitată, la nivel, și din punct de vedere geografic și altfel, într-o platformă, în schimb, a fi împreună și a pune resursele la comun și a te susține, acolo este cu totul diferit și altfel. Evident, dincolo de faptul că suntem în această eră digitală. Înainte să intrăm efectiv în panelul nostru, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre Innovatrium și noi avem o experiență, așa, o istorie de peste 25 de ani în România, dar și la nivel internațional, în programe dedicate femeilor. Activitatea noastră a început lucrând cu femei aflate în zone de insecuritate existențială, cumva, fie că vorbim despre victime de violență în familie, abuz sexual, trafic de persoane, sau persoane care erau aflate în situații de sărăcie, unor extremă. Programele noastre au fost din zona de servicii directe de sprijin, dar până la inițiative legislative și legi pe care le-am adus în România. Și unul dintre aspectele importante ale activității noastre este zona de antreprenoriat, pe care am început-o prin 2001, într-o perioadă extrem de dificilă și de grea în România, în care am încercat în forma asta să creștem accesul la resurse al femeilor și mai ales al femeilor aflate într-o situație de vulnerabilitate. În acest proiect, componenta noastră și în acest parteneriat a fost aceea de a aduce expertiza noastră pe zonă de antreprenoriat prin programul de antreprenoriat pe care l-am creat. Asta însemnând că am avut două ținte importante în programul de antreprenoriat. Una, dezvoltarea gândirii antreprenoriale, și este un accent pe care noi îl punem pentru că regiunea, zona în care noi ne aflăm, sigur că dacă ne referim la populația majoritară, gândirea antreprenorială este una destul de recentă. Și atunci a lucra și a dezvolta această gândire de tip antreprenorial, de atunci inițiativa este foarte importantă, având în vedere faptul că până aproape 90, sunt oamenii au fost obișnuiți mai degrabă să lucreze, să fie angajați, să li se oferă un loc de muncă, să fie formați, să le oferă un loc de muncă. Și gândiți-vă cât de important este să fie învățați, să dezvolte competențe care să ajute să aibă ei inițiativa, să fie ei cei care aduc inovații, să fie ei cei care creează schimbare în comunitate, să fie ei cei care creează locuri de muncă pentru alte persoane în comunitățile lor. Și, evident, deseori sunt întrebat în programele de formare sau în conferințe ce este important pentru un antreprenor sau ce ajută un antreprenor ca să înceapă. Păi, în primul rând, este să-și materializeze ideea. Prima materializare a ideii este să o pună pe hârtie și, de aceea, o componentă importantă a planului a programului de formare a fost, efectiv, dezvoltarea abilităților de a realiza un plan de afaceri, de a scrie un plan de afaceri cu toate componentele lui. În felul acesta, sigur că au decurs programele de formare și am avut un număr mare de persoane interesate, au fost peste 100 de persoane interesate de aceste programe de formare. Au participat efectiv 61 de femei și 31 dintre ele sunt persoane refugiate din Ucraina. Asta este și a fost una dintre principalele ținte ale programului nostru. Dacă nu uităm mai departe, evident, am avut
structurat acest program în trei serii de formare profesională, derulate în perioadele menționate acolo, și mai apoi competiția. De fapt, totul s-a finalizat cu această competiție a planurilor de afaceri. O competiție în care am avut 11 candidaturi. Statistic, și ceea ce se întâmplă, suntem în statistic, în procent. Noi ne-am fi dorit să fim mult mai multe, mai ales că la finalul programului există atât de multă energie și entuziasm pentru a fi în acest program. Colega mea, Ilona, a avut un rol foarte important în partea de evaluare, are această expertiză a evaluării și cunoaște și mai în detaliu planurile de afaceri. Ilona, facem schimbul ăsta, nu? Microfoanele astea ne joacă feste. Felicitări vouă celor 5 care ați reușit din 61 de femei care au participat la cursuri să câștigați acest concurs. Să știți că în acest moment tot ce am citit împreună cu colegii mei din Republica Moldova, evaluatori, acum acele planuri au chipuri. Și uite, mă uit la voi și e extraordinar că ați trecut de la acea idee minunată la faptă. Dacă mă gândesc bine, 56 de femei n-au trecut la faptă. Prin urmare, al doua felicitare pentru că ați făcut acest pas extraordinar. Adică 50, pardon, că 11 au fost depuse. Eu mă simt extraordinar de motivată să vă vorbesc și cred că trebuie să amplificăm acest moment pentru că ceea ce ați făcut voi este extraordinar. Ce am urmărit noi? Și să vă spun un pic din culisele evaluării acestor planuri de afaceri. În primul rând, desigur, ideea. E ideea bună, e ideea necesară, cu asta a început și voi vă amintiți planul de afaceri. De ce e nevoie de această idee? De ce e nevoie de această idee în acel loc? De ce e nevoie de această idee în acel loc și cu acești oameni? Deci au fost trei lucruri în prima fază. A doua problemă era, sau aspect pe care îl urmăream, e sustenabilă? Va supraviețui această afacere? Va supraviețui datorită entuziasmului vostru, profesionalismului vostru, cunoștințelor voastre din domeniu sau nu? Și da, ați dovedit și ne-ați convins pe cei 3-4 care am fost în această comisie, da, această afacere, această idee, că încă nu este afacere, are viitor. În al treilea rând, și eu, pentru că Sile v-a prezentat acolo o lungă listă de femei manager de afaceri și antreprenori pe care îi dezvoltăm noi în Timișoara și cu asta ne ocupăm într-adevăr, e care e moțul afacerii voastre, zic eu? Care este acea unicitate a afacerii care va face ca ideea voastră, afacerea voastră care se va dezvolta, să iasă în evidență față de atâtea și atâtea altele din acel domeniu sau din acea chestie? Și aici ne-ați convins. De exemplu, este Valentina. Valentina, și va vorbi, a zis, eu o să fac cursuri. Eu voi învăța și mă voi axa mai ales pe copiii refugiaților. Ceea ce pe mine personal, Valentina, m-a convins, și acum vorbesc un pic despre proiectul tău, e că ai adaptat acea curicula sau ce vei face, cum să spun, ai luat în considerare acea parte culturală a problemei. Și să știți, pentru că eu provin din învățământ, trebuie neapărat să găsești acel registru, acea cheie ca să te poți adresa unor copii refugiați într-o
anumită, eu știu, stare de spirit ca să poate să preia tot ce le spune. Vika, ce să spun despre Vika, decât că deja e un brand în Ucraina, cred, și va face un brand și în Republica Moldova. A fost un plan de afaceri extraordinar, cu toate detaliile. Vika, la un moment dat mă gândeam, pentru că, cum am spus, experiența, unde ar putea să fie fisura? Vika, nici astăzi n-am găsit. Este un plan de afaceri fără fisură, extraordinar. Cum se spune, și evaluatorii învață din planuri de afaceri, am învățat foarte multe, să știi. Un lucru care, și acum zăbovesc un pic mai mult la tine, un lucru pe care a pus Vika accent este să fiu cunoscută. Acel marketing, să fiu cunoscută ca brand, ca ceea ce fac, este esențial în orice afacere. E orientarea către clientul pe care îl doresc eu să vină la mine, la Vika, în strategia de marketing, pe care n-am observat în toate celelalte planuri, este dusă la perfecțiune. Bravo, Vika! Doina m-a pus, când am citit, să aprofundez ce-o fi acele lucruri. E un cabinet de psihologie extraordinar, cu abordări unice, aș zice, pentru că trăiesc la Innovatium, cred că jumătate din personal sau din colegii mei sunt psihologi, dar n-au vorbit despre ce propui tu, despre acele cartoteci care ne deschid și care fac această comunicare prin imagini, probabil. Poate spun prostii pentru că nu sunt psiholog, dar cred că așa mă imaginez, că ți se deschid acei clienți care vor veni la tine mult mai ușor, mult mai abordabil. Evdokia, să știi că m-ai cucerit. M-ai cucerit prin, nu știu cum să spun, e un home beauty salon, să zic așa, m-am uitat unde se află acea localitate. E în Găgăuzia, dar e singurul plan de afaceri care are o componentă puternică de economie socială. Să știți că Evdokia oferă coafură, frizerie, acasă la clienți, la clienții care nu se pot deplasa în locul acela, și mai mult de atât, nu le face pe gratis. V-ați aștepta să fie totul pe gratis. Dacă e social, hai să fie discount 100%. Nu. Evdokia totuși se gândește la afacere. E un discount acolo, dar nu-i pe gratis. Știți toate din sală, și toți din sală, cum e să oferi ceva pe gratis. Nu e așa de apreciat. Știți și asta experiența voastră de zi cu zi. Evdokia a fost extraordinar să citesc. Acea, nu știu, era o... Cine a zis, a plecat un pic Viorica, te plimbai pe stradă și vedeai femei hotărâte. Eu așa te văd. Foarte hotărâtă să pui acest plan în acțiune. Această idee minunată în acțiune. Și nu în ultimul rând, Ala, să știi că noi am avut o problemă să știm cum ți se pronunță numele. Este Poznianca? E bine așa? Numele, cum ți se pronunță? Pozniakova. În fine, nu o să-ți dăm mielul de Paști, că acum știm cum să-ți... Pozniakova. Ala, e mai ușor de mers mai departe. Ala... Da, e în concurență oareșcum cu Vika, pentru că tot e de în acel domeniu, dar are alte abordări. Desigur că la Vika găsim și trainingurile acelea pe care le oferă colegilor. Ala e aceeași inițiativă, dar la un să zic așa, nu intră foarte puternic pe piață, dar mi-a plăcut că a intrat
foarte, cum să zic, cum intră femeile, cu multă băgare de seamă, să nu riscăm aiurea lucruri. Ne-a plăcut foarte mult și această abordare. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult și sunt onorată că am citit planurile voastre de afaceri. Într-adevăr, sunt planuri din care învățăm și noi și cred că sunt în asentimentul colegilor mei din comisie că am învățat ceva din abordările pe care ni le-ați propus. Păi hai să le aplaudăm toate pe aceste doamne curajoase. Foarte curajoase. Și știți, eu am fost la multe conferințe și la una, un bărbat ce-i drept mi-a zis, știi, Ilona, niciodată o conferință, o masă dată la o conferință nu vine pe gratis. Păi așa o să le zic și eu fetelor, să știți că nu vine pe gratis ceea ce aveți acolo, deoarece va trebui să treceți printr-un mic, să zic așa, interogatoriu. E un cuvânt tare, dar nu e așa. Așa că spuneam și mai devreme că au fost foarte multe idei foarte faine în programele de formare pe care le-am auzit acolo ca și trainer. Au fost foarte multă energie și mult entuziasm, dar suntem 5 aici câștigătoare. Și ideea este ce v-a motivat pe voi să mergeți mai departe și mai ales ce vă motivează, ce vă animă, vă energizează să faceți ceea ce v-ați propus să faceți. Este o întrebare pe care aș vrea să aflu răspunsul de la toată lumea. Bună ziua tuturor. În primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor. Să mulțumesc tuturor care mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat să trecem prin acest proces, să scriem acest business plan. Mulțumesc pentru Victoria, pentru Paul. Mulțumesc că ne-ați oferit această oportunitate într-o țară străină să ne simțim un pic ca acasă. Eu cred că pentru fiecare femeie din Ucraina este important în țara în care te afli să te simți necesară. Iată de ce tot ce faceți pentru noi este foarte important și noi o să continuăm să ne dezvoltăm în această țară. Nu știm cât o să stăm aici în legătură cu ceea ce se întâmplă la moment în țara noastră, dar eu personal pentru mine înțeleg acum că aceasta este un început de cale pentru mine. Vreau să fac o carieră aici. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați oferit această oportunitate. Дорогие друзья, хочу... Aș vrea să mă împărtășesc și eu cu experiența pe care am trăit-o în acest proiect. Eu am absolvit cursul de antreprenoriat și am primit abilitățile unui tânăr antreprenor, unei tineri antreprenoare, și ținând cont de acele abilități, acele cunoștințe pe care le-am acumulat în proiect, asta m-a motivat să particip la concursul de proiecte de afaceri. Sunt foarte fericită că am fost aprobată pentru finanțare. Vreau să mulțumesc din suflet partenerilor și tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem la un bun sfârșit a acestui proiect. Mulțumim pentru susținerea financiară. Eu sunt sigură că această susținere mă va ajuta să-mi cresc de asemenea nivelul de încredere în mine. Mulțumesc foarte mult! Sunt psihologă. Și mă mândresc foarte tare cu această profesie. Știți că eu sunt printre oamenii care mă consider cea mai norocoasă pentru că mi-am ales profesia în care mă regăsesc 100%. Pentru o tânără antreprenoare este foarte important să aibă un capital de start, ceea ce eu nu aveam, și cu ocazia acestui grant eu simt că se poate mai mult, simt că se poate dedus lucrurile la o extremă frumoasă, de împrietenit oamenii cu psihologii, de nu-i asociat cu bolile psihice, dar cu stare de bine. Și asta cred că e scopul meu de
a crește în acest domeniu. Mulțumesc! Bună ziua, aș vrea să mulțumesc din tot sufletul organizatorii și partenerii acestui proiect, Victoria, Sile, Innovatrum, UN Women. Este un suport foarte important pentru noi toate și datorită acestei susțineri, eu cred că noi o să simțim mai bine pământul sub picioare, datorită vouă. Înainte de război nu am fost niciodată în Republica Moldova. Astăzi pot să declar cu siguranță că este a doua mea țară, a doua mea țară de suflet. Noi cu 2 ani în urmă am venit cu copilul prima dată aici și vreau să zic că în Moldova trăiesc oameni cu suflet mare, cu inima deschisă. În Ucraina eu eram un stilist, o stilistă vestită. Iar acum vreau să fiu utilă pentru această țară, cunoștințele mele, ale colegilor care sunt în toată lumea și cred că vor fi utile pentru Moldova datorită proiectului. Vom putea oferi această posibilitate și femeilor tinere din Moldova, Ucraina, care s-au mișcat, care au sunt în Moldova. Am un centru de instruire pentru image makers, stiliști, vizajiste, care fac doamnele mai frumoase și eu cred că frumusețea va salva lumea. Mulțumesc! Aș dori să vă exprim recunoștință și motivarea mea este ceea ce m-a motivat. Încă nu am realizat tot ce mi-am pus în gând. Deci cu mulți ani în urmă, când am fost angajată și erau mai mulți bărbați în colectiv, ei au început să mă oprească, să mă blocheze. Spunând la început că am puține studii, apoi nu ești căsătorită, apoi ești căsătorită, ai copii, ori de câte ori închidea ușa. La un moment dat, când am fost în posibilitatea de a obține un loc de muncă foarte bine plătit și, din păcate, un coleg a luat jobul, mi-am dat seama, nu trebuie să rămân aici, ci să ies din companie și să-mi creez afacerea proprie. Asta am și făcut. Și am putut promova cu succes afacerea timp de 15 ani. Din păcate, războiul s-a declanșat în Ucraina și acum sunt 2 ani în Moldova. Am înțeles, femeile, suntem puternice, putem face orice. Noi putem suporta, sprijini, nu doar familia, și m-am gândit, oare ce m-ar opri să-mi creez o afacere în Moldova? Asta am îndrăznit, am făcut. Mulțumesc pentru posibilitatea de a-mi crea afacerea. Le mulțumesc mentorilor. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor și mulțumesc pentru posibilitatea de a-mi implementa planul de afacere și de a-mi deschide o nouă afacere. Vă mulțumesc! Nu? Nu mai avem timp? Nu, niciodată nu e timp. Bun. O întrebare măcar. O întrebare măcar. Uite, Viorica, abilități, valori și acțiuni. Ce ai alege de acolo? Valori. Valori. Ok. Valori și acțiuni. Dacă e valori, uite, promovăm valori. Când vorbim de valori și valori, mai ales în zona de afacere, avem niște lucruri la care ne referim cu siguranță. Primul este respectul față de clienți și față de angajați. Fără asta nu merge absolut nimic. Doi, o valoare importantă e, și văd acum și dacă le-am și auzit vorbind, e că sunt hotărâte să meargă până la capăt. Sunt hotărâte aceste doamne, determinate, să spun, să-și împlinească obiectivele pe care și le-au propus în acea chestie. Deci asta e a doua valoare importantă. Și acum un pic și la acțiuni. Ați văzut, 61 de femei, una de femei înscrise la curs. 11 planuri de afaceri. Degeaba e o idee minunată.
Să vă spun așa în paranteză din casă, soțul meu are idei în fiecare dimineață. Și zic, și tu ce faci din ideile astea? Na bine, numai ți le-am spus. Da. Ei, și rămâne la idei. Eu sunt idei extraordinare, știi? Numai că el stă deoparte. Ei, dacă acele idei... Dar le scrie, Ilona. El le scrie. E scriitor. El le scrie. Și le trăiește 100% pe hârtie. Dar uite aici, s-a făcut acel pas. E acțiunea în care își pun ideile în aplicare. Este un moment foarte curajos. E nevoie de toate acele abilități de care ați vorbit voi. Da, să fiu sigură de mine că voi reuși. Da, să fiu aptă, să fiu, cum să spun, autentică, pentru că dacă nu sunt autentică și copiez un business, nu va merge. Toate cele, deci Ava era, să știi, Viorica, la început am citit Eva, dar e bine că Eva a devenit Ava, e ceva nou, e minunat. Ok, deci întrebarea și lasă așa, întrebarea, hai pune tu. I-am avut ideea cu, așa, pune tu întrebarea vis-a-vis de valori acțiune. Și care e primul pas pe care voi să-l faceți imediat după momentul ăsta în care, iată, avem finanțarea, adică putem trece la acțiune. Care e primul pas pe care o să-l faceți? Avem multe întrebări. Avem multe întrebări. Multe chestiuni de înțeles. Încerc să-mi dau seama ce facem. Mai întâi găsim răspunsuri. Întrebarea numărul 1. Cum putem organiza activitatea aici? O altă întrebare se referă la zile. Dacă am putea afla cum funcționează SILE. Avem nevoie de un microfon, vă rog. Totuși avem nevoie de microfon ca să putem ce acțiuni realizați mâine. Vom înregistra în SRL, o societate cu răspundere limitată, deci ne înregistrăm. E o întrebare, cum o facem? De exemplu, aș vrea să aflu dacă e bine să deschid un SRL sau să iau o patentă. Aș opta pentru moment pentru o patentă, dacă e posibil și dacă e mai avantajos. Acesta ar fi primul pas. Eu am un SRL deschis acum 8 luni. Sunt un dintre primele refugiați din Ucraina care a deschis un SRL în etapa nevoioasă și am instruit 4 grupuri de make-up și ele vor putea lucra. Următoarea etapă va fi extinderea afacerii. Am un vis să deschid o platformă internet pentru specialiști în frumusețare. Mă refer la ucrainencile din alte țări. Timp de 12 ani am fost redactor șef pentru o revistă în domeniul de make-up și vreau să ofer posibilitatea colegilor care stau în alte țări să prezinte experiența, exemple de succes pentru începători. Și al doilea vis sau obiectiv ar fi să extind evenimentele. De exemplu, ca acesta unde avem specialiști care și-au creat afaceri, eu vreau să organizez o conferință similară pentru stiliști, make-up artists, să-și împărtășească succesele, deoarece să întâlnirile pe viu în persoană este cea mai bună motivare, deoarece te molipsește cu entuziasmul de a continua, de a deschide o afacere. Mulțumesc!
e deloc clasic ce o să spun eu, dar eu am să sun mama să o bucur. В моем случае ел. Vom voi cumpăra suplimentar pentru beauty studio-ul de acasă și voi începe să muncesc, să lucrez. Primul lucru pe care voi face, voi pregăti documentele și voi registra afacerea ca să respect procedura juridică. Business planul. În acest sens, pun totul pe roate în februarie. În decembrie, ianuarie, am timp de soluționat aspecte, chestiuni juridice pentru a porni afacerea. Am întrebat asta și pentru că una dintre cele mai importante competențe ale unui antreprenor este acțiunea. A pune în acțiune, a materializa. Asta este esențial. Aplauze și felicitări încă o dată câștigătoarelor noastre. Ele sunt protagonistele zilei, nu? Aș vrea să mulțumesc și finanțatorilor, UN Moldova, pentru că fără sprijin financiar aceste lucruri nu s-ar putea petrece. Iar sprijinul financiar este esențial, în antreprenoriat mai ales. A vorbit despre antreprenoriat și despre afaceri, nu poți să nu asociezi asta cu finanțarea, cu resursele, cu accesul sau cu potențarea resurselor. Și de aceea mulțumim încă o dată finanțatorilor noștri pentru că au făcut posibil ca aceste lucruri să se întâmple. Noi credem în continuare că investiția în antreprenoriat nu este niciodată pierzătoare. Adică a investi în antreprenoriat, asta aduce întotdeauna beneficii și câștigă atât comunităților locale, dar și în general contribuții universale pentru evoluție, pentru creștere. Și evident vreau să mulțumesc și partenerilor noștri pentru că, da, împreună cu Viorica, cu Help Moldova, am cunoscut aceste idei încă din fașă, le-am discutat, s-au materializat și atâna acum aproape de finalul acestui proiect. Și mulțumesc vouă pentru prezență în număr atât de important aici, că ați fost alături de noi astăzi, în momentul ăsta frumos. Mulțumim! Da, mulțumesc, Ile, mulțumesc, Ilona, stimate doamne, da, vă rugăm să luați loc în sală, ne bucurăm foarte mult că v-am cunoscut, vă felicităm încă o dată pentru ceea ce ați făcut. Da, haideți să facem o poză, da, rămâneți ca să faceți o poză. Facem o poză și după care vine multa se fața noastră. Așadar, și în acest moment vreau să o chem alături de noi pe Lilu Ojovan ca să ne povestească istoria ei, deja atât de bine cunoscută, dar haideți să vedem ce o conectează pe Lilu. Vreau să te rog să iei colegi să-i dați un microfon. Lilu, bună! În primul rând, ceea ce vrem să te întrebăm este ce te-a făcut pe tine să susții această comunitate, pentru că am văzut că ai promis că o să povestești despre ea și ce te leagă de această comunitate, de ce o susții?
Salutare, Sorina! Bună ziua tuturor! Mă bucur mult să fiu astăzi aici, mă bucur să văd atâtea femei, probabil jumătate dintre dumneavoastră mă cunoașteți, jumătate nu, da, nu contează cine sunt, contează ce fac, asta este cel mai important, ce urme lăsăm noi pe pământ. Eu mă bucur din suflet pentru tot ce se întâmplă acum în Republica Moldova și bravo fetelor, te căutam tot așa cu ochii, nu știam unde ești. Bravo celor care nu se opresc în a sta pe Facebook, Instagram, a comenta de rău pe cineva. E pentru o schimbare pe care tu știi că o poți să o faci. Și eu întotdeauna am fost alături de oamenii care vor să miște Moldova asta din loc. Pentru că avem cu ce? Avem un potențial foarte mare, suntem foarte muncitori, despre asta știu cu toții, dar din păcate alegem să muncim pentru alții, dar nu pentru noi și pentru statul nostru și să ne dezvoltăm țara așa încât să fie țara în care noi să vrem să trăim. Sper că suntem o țară gazdă bună pentru toate femeile, pentru toate familiile care au venit, poate de nevoie la noi, dar sper că se simt foarte bine, acceptate, apreciate și eu știu una. Nu contează ce limbă, ce religie avem, contează să discutăm limba omeniei și a susținerii reciproce. Eu mă bucur pentru voi, multă baftă în tot ce faceți și ăsta e abia începutul. Femeia asta de ce se apucă, duce totul cu brio și sunt sigură că vom avea rezultate frumoase și comunitatea noastră să se dezvolte în direcția corectă, în direcția îmi fac mie bine, iar prin acest bine o să le fie și celor din jur și mai bine. Da, Lilu, mulțumesc. Vreau să te mai țin un pic de vorbă, pentru că aici multă lume este curioasă să afle mai multe despre tine. Noi te știm mai mult ca prezentatoare de televiziune, te vedem foarte activă pe rețelele sociale, tu ai și o afacere pe care ai deschis-o acum câțiva ani, dintr-o cauză pe care tu ai susținut-o foarte mult timp, ai vorbit despre aceasta. Totuși, ce te-a făcut să deschizi această afacere? Să obții ce? Bani? Să fii împlinită? Carieră? Valoare? Sau să-ți umpli timpuri? Sau să cresc o altă generație cu altă mentalitate. De 4 ani am împreună cu bărbatul meu încă un copil. Băiet, în sfârșit, Lilu Ecoshop este primul magazin ecologic din Moldova. A fost o nebunie atunci când am pornit în urmă cu 4 ani, pentru că având rude, prieteni în afacere, îmi ziceau, nu vă apucați, o să duceți toți banii de acasă, moldovenii nu o să plătească pentru așa ceva. Da, era adevărat, a fost un risc mare și știam că dacă eu nu o să fac asta cu influența și comunitatea pe care o am și pe care o cresc, nu știu dacă o să se apuce cineva de asta. Să aduci pe piața din Moldova produse ecologice într-o societate care, din păcate, este gândită la ce mănâncă azi, ce pun pe masa copiilor acum, dar fără să gândească în viitor care sunt efectele pe care le are tot consumerismul și fiecare alegere pe care o facem noi. Am ales împreună cu soțul, după ce am început să ne crească fetele, direcția în afaceri în care am vrea să mergem. Pentru că atunci când ai copii, încetezi să fii atât de egoist și gândești ce lași tu generațiilor de după tine. Pentru că, din păcate, dacă nu ne gândim la asta, nu știu dacă mai are rost celelalte eforturi de a dezvolta, fiecare dezvoltare trebuie să fie în paralel cu soluții pentru o viață cât mai curată și sănătoasă din toate punctele de vedere. Lilu Ecoshop a apărut din cererea oamenilor, pentru că având o comunitate la vremea aia, peste 100 și ceva de mii de în mare parte femei, dar noi știm cine sunt cele care schimbă lumea, de fapt femeile și cele care vor să schimbe în bine lumea sunt femeile, pentru că noi creștem copii, nu noi pornim războaie. Vreau să vă zic că aceste schimbări au venit de la fetele care mă întrebau, Lilu, de unde să iau paie din bambus? Lilu, vreau și eu să folosesc periuța de dinți din bambus. Bambus, lufă. Și mi-am dat seama că dacă este cerere, trebuie să fie ofertă.
Eu îs 180 de grade de tot ce înseamnă afaceri, bărbatul meu, colegiul de muzică, 180 de grade ce înseamnă afaceri, am învățat singur. De la zero, cum este să deschizi o afacere în Moldova? De câte ori trebuie să bați pe la uși? De câte ori trebuie să te duci după semnătura digitală, să o iei fizic de undeva? Și multe altele, dar învățăm, creștem și nu avem de ce să ne plângem, pentru că suntem tinerii în tot ce înseamnă evoluție ca stat. Așa că încetişor, dând icoate, merg lucrurile înainte. Am început, a fost greu, dar nu a fost imposibil, pentru că am avut alături oameni care rezonează cu mine și dacă nu erau să fie clienții, nu erau să fie atâtea familii nou construite cu mentalitate diferită, nu era noi să ajungem la 4 ani. Adică 4 ani, noi încă n-am dat faliment. Se poate! Mulțumesc! Da, și încă o întrebare, Lilu. Știm cu toții că pentru femei este mai greu decât pentru bărbați să se afirme și lucrurile astea se întâmplă din cauza că femeile au pe umerii lor mai mult decât bărbații, au pe umerii lor copiii și toate grijile casnice. Și tu ești foarte cunoscută cu cariera, da, deja pusă la punct, dar sunt convinsă că și tu ai acasă de spălat veselă, de pus hainele, de spălat pe jos, de pus hainele în mașina de spălat și este un lucru pe care pe multe femei le împiedică să se dezvolte. Ce le-ai spune lor? Probabil acest mesaj ar trebui să ajungă mai mult la fetele tinere, pentru că cele care sunt în căutare de un partener, eu tot timpul le zic, mai ales adolescentelor, că am ocazia foarte des să interacționez cu fete tinere, aveți grijă alături de cine vreți să porniți în drumul vostru în viață, pentru că bărbatul de lângă voi nu este un băiețel pe care trebuie să-l hrăniți, să-l spălați, să-l îmbrăcați. El este un partener care trebuie să vă ajute să spălați, să faceți curățenie, să faceți mâncare, pentru că noi nu mai suntem femeile de altă dată care doar erau fabrici de copii și îngrijitoare. Noi acum suntem președinte. Suntem cine vrem noi să fim și este foarte important ca voi, mamele de băieți, să creșteți bărbați care să susțină și să ajute femeia de lângă el, femeile de lângă el, că sunt mai multe roluri, nu doar iubită, să le susțină și să fie un partener bun. Pentru că noi suntem cele care visăm, proiectăm, imaginăm, vrem să facem bine pentru noi și pentru alții, iar bărbații sunt motorul ăla din urmă care hai să facem. Și adevărat, sunteți de acord cu asta, băieți, da? Sunteți în minoritate, trebuie să ziceți da. Pentru că fără energia și puterea voastră nu am reușit atât de multe. Îmi dau seama că cei care sunt de-amăs crescuți în relații de vreo 10-15 ani, cam greu să-i dai pe calea care ați vrea, dar ideea e pe, dacă aveți băieți, pe ei să îi învățați să fie într-o relație parteneri, nu superiori. Pentru că dacă nu era să fie soțul meu așa cum este el implicat în tot ce înseamnă de la parenting până la gătit mâncare, până la curățenie, dus copii în stânga-ndreapta, la noi se împarte jumătate responsabilitățile și atât cât putem, acest lucru este minunat. Așa cum zic eu, într-o familie nu e doar el și ea. Într-o familie trebuie să fie coechipieri, pentru că dacă echipa funcționează bine, este spre binele tuturor, atât a soției, a soțului, dar mai ales a copiilor, cei care au un exemplu de familie funcțională și nu pot decât să vă doresc armonie în viețile voastre, pentru că știm că atunci când acasă este liniște și pace, noi putem să răsturnăm și munții. Mulțumesc tare mult, Lilu, mulțumesc mult și îți doresc și ție succes în continuare și să rămânem o comunitate puternică. Și uniți, pentru că unde unul nu-i putere, unde sunt mulți, puterea crește. Lilu, eu vreau o mică completare. Tu ai spus că acum când am bărbații noștri sunt maturi, cam greu să schimb, dar eu vreau să vă povestesc din experiența mea acum de vreo lună, două, când el
Soțul meu a rămas acasă cu doi copii și eu aici cu unul în Moldova și el în Franța. Și mă sună seara și zic, ce faci? Dar ce fac? O zic, ia că și i-am schimbat și i-am hrănit și i-am pus la spălat și am făcut-o. Zic, așa de complicată asta, știi? Și îmi povestește, așa parcă eu asta nu știu. Zic, el așa îmi povestește parcă eu asta nici nu zic, serios, asta-i făcut? Zic, da. Și zic, vin la 7 de la lucru și până la 10 mă învârtesc prin casă. Zic, serios, chiar așa. Și atât el prin acum, noi când ne povestim, cumva ei... Când le spui, e că eu azi am făcut asta, 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 cumva ei nu percep, dar iată când îi pui în acțiune, foarte bine acum au înțeles rolurile și eu am zis că înseamnă că lecția se durează mai mult, nici mai menținem așa, pe două țări până când. Mulțumesc, fetelor, da. Mulțumesc, Lilu, da. Vă mulțumesc și eu din suflet, ce zi minunată să aveți, încât știu acolo, la încărică, da? După asta, da? Ați așteptat momentul ăsta, probabil. Da, vreau să o invit acum pe doamna secretară de stat de la Ministerul de Interne, doamna Jana Costache. Da, iată un microfon pentru aici. Bună ziua, o să am grijă să văd dacă aveți îmbrăcate căștile. Da. Da, bună ziua și dar ca să nu uit, eu vreau să vă urez sărbători fericite. Că mă poate lua preocuparea mea de politici publice să avem pace în casă și să fim mereu extrem de inspirate, să știm să acționăm promovând valorile și dezvoltând abilitățile, chiar și în situația în care avem soți mai copii decât toți 5 copii și multe, multe alte responsabilități. Nu pot să vă transmit cât de speciale sunt întâlnirile între noi femeile, care fiecare are curajul să iasă în față, indiferent că facem antreprenoriat, că facem televiziunea, că facem ceea ce a făcut Viorica cu, prin organizația ei neguvernamentală sau facem, suntem în serviciu public, cum sunt eu și eu văd pe doamna Dogaru și eu văd și pe doamna Vera și eu văd și pe doamna Zatic și nu știu dacă mai văd și alte persoane. Responsabilitățile sunt la fel și a fi femeie și a face pasul să ieși în față înseamnă pe bune să acționezi și să-ți asumi. Să-ți asumi responsabilități, uneori explicații, uneori răspunsuri pe care le porți și dialoguri interminabile cu tine însuți, da, am făcut corect sau nu. Oricum, a face e mai bine decât a nu face. E vorba tatălui meu, pentru care îi mulțumesc enorm în felul în care m-a educat, că mi-a zis următorul lucru, Jana, faci, nu faci, viața oricum trece. E mai bine să faci. Din perspectiva femeilor excepționale din Ucraina, care ți-a ales casa noastră ca și casă și despre care mereu ne spuneți că vă simțiți aici foarte bine. Dar 30 de secunde mi-a venit în minte o poveste pe care, dacă e tot ziua poveștelor, o poveste pe care, pe cuvântul meu, că vreau să vă împărtășesc, pentru că pune în valoare dimensiunea asta empatică și umană tot ce înseamnă migrația. Eram în Uzbekistan, îmi făceam munca într-un aul tare, tare, tare îndepărtat de la orice înseamnă civilizație. Și după ce mi-am făcut munca, o doamnă, senioră, zic eu, s-a apropiat de mine și a rugat traducătorul să vorbească. Și din halatul ei a scos un ineluț, să zic așa, foarte vechi, din tablă. Și îmi spune, ia-l, te rog, este ineluțul străbunicii mele, la care eu zic, n-am cum, este o valoare de familie. Și ea îmi spune, zice, ești prima
femeie străină pe care am văzut-o în satul meu. N-am văzut niciodată o altă femeie care a venit atât de departe. Din ce țară ai venit? Zic, uite de unde am venit. La ce-mi folosește, îmi zice ea, acest ineluș, că o să-l păstrez în continuare la mine în halat. Dar nu-mi folosește la nimic. În schimb, dacă ți-l dau ție, tu oriunde vei merge, de acum încolo, vei vorbi ce frumoasă e țara mea și ce frumoase sunt femeile care le-ai văzut acolo și ce tradiții excepționale avem noi. Ceea ce și fac. Da. Deci eu sunt convinsă că indiferent ce vor alege femeile care au venit din Ucraina, doar să-și crească la noi copiii, că e un lucru mare să crești copiii, sau să-și crească copiii și să-și deschidă o afacere, că vor alege să stea, că vor alege să plece. Toată viața lor, de acum încolo, vor fi ambasadoarele țării noastre. Vor fi cele care peste tot vor spune ce lume frumoasă este în Moldova. Și asta este chintesența politicilor corect reglementate în domeniul migrației. Orice om vine la noi este o valoare, este un Tibet, este o cultură, este un Egipt, este o India. Avem la ora actuală reprezentanți de peste 101 țări pe acest mic pământ. Deci noi putem beneficia de interacțiunea simultană cu 101 culturi. Și dacă nu vine Tibet, dacă nu ne ducem noi la Tibet, poate că vine Tibet la noi. Noi, în continuare, din Ministerul Afacerilor Interne, deși ar fi trebuit să porte poleți, nu i-am, vom promova aceeași înțelegere a beneficiilor imense și a bogăției pe care își poate permite un stat dacă privește persoana, străinul care vine, ca o valoare umană, culturală, intelectuală, dar ca și pe o nevoie care trebuie să știi să o abordezi ca stat cu responsabilitate și cu dragoste. Un străin când vine la noi are trei tipuri de nevoi. Primare, apă, casă, mâncare. După care, nevoi spirituale. Cine crede în Dumnezeu, cine crede în Buddha, cine crede în Iisus Hristos, cine crede în Mohamed, Dumnezeu e unul. Valoarea noastră spirituală. Cine face yoga, cine face meditație, nu contează cum ne conectăm cu noi înșine, dar avem nevoia asta, o ducem peste tot cu noi. Și nevoia culturală, cum am mers noi peste tot în lume cu mămăliga noastră și ea noastră, așa și la noi se vine cu vișăvanca de data asta. Noi vom continua să promovăm același lobby puternic, să devenim mai empatici în felul în care privim migranții și în felul în care înțelegem că puterea unei societăți este atunci când oamenii știu să se ajute și să susțină unii pe alții dincolo de diferențe. Iar pentru comunitatea ucraininilor, pentru că am văzut pe toate forumurile întrebări și îngrijorări, vă spun cu toată responsabilitatea, protecția temporară va fi prelungită, va fi prelungită încă pentru un an, adică va fi activă până în martie 2025, timp în care veți avea toată posibilitatea, chiar uneori dacă drumul nu este foarte simplu, dar veți avea toată posibilitatea să optați pentru un document local care e mult mai sigur sau de mai durată, să zic așa, decât protecția temporară. Îndemnul meu sincer
este: nu rămâneți nici în Moldova și nici unde pe globul pământesc fără un act de identitate local. Asta vă scoate din invizibilitate. Asta vă dă dreptul să vă cereți drepturi. Și asta vă face la fel de puternici, uneori mai puternici chiar decât comunitatea locală. Eu finalizez rugându-vă să deveniți și de acum încolo un ambasador și ambasadori, nu doar a valorilor noastre naționale, dar și ambasadori pentru propria comunitate. Încurajați toate ucrainencele și toți ucrainenii care vor veni și de acum încolo în Republica Moldova și vor decide să stea la noi, să-și ia un act de identitate local. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Să fiți sănătoase și mulțumesc pentru inspirație și tare vă mulțumesc, în special Ion Uman, că știți să adunați împreună oameni care au abilități, femei care au valori și lume care știe să-și acționeze. La mulți ani! Mulțumesc mult, doamna Costache. Da, și pentru că ne-ați făcut deja gust de povești, vreau să vă invit mai departe să continuăm, să ne spunem povești la o pauză de prânz, să avem mai departe aceste discuții acolo. Revenim aici în aproximativ o jumătate de oră la o sesiune despre leadership. Din start vreau să vă zic că în debutul acestui eveniment ați primit niște carduri de genul acesta, da? Dacă le deschideți, acolo o să vedeți ca niște cărți de vizită. Numai că ele sunt un anumit fel de cărți de vizită speciale. Este vorba de niște cărți de vizită digitale. Și vreau să-l invit aici pe Gheorghe Aparatu, care este fondatorul AG.md, este compania care a dezvoltat primul card de vizită digital și este susținut de platforma AvaHelp. Gheorghe, poftim! Bună ziua, minunate doamne, stimați domni care au mai rămas. Înainte ca să vă spun încă o dată cine sunt și câte ceva despre produsul nostru, aș dori să vă dau exemplu de două probleme care cu siguranță mulți dintre noi le-am întâlnit. Deci cu siguranță că mulți din noi avem așa o husă pentru cărți de vizită, care mereu când trebuie vreun contact, ea mereu nu este la îndemână, este pe undeva pierdută. Și a doua problemă este când venim la un eveniment frumos ca acesta și dorim să împărțim niște contacte cu participanții, noi trebuie să purtăm cu noi atașa un cliduț de cărți de vizită ca să le împărțim. Deci echipa noastră a dezvoltat o soluție pentru aceste două probleme. Deci în loc de husa cu cărți de vizită, noi mereu avem cu noi telefonul și în loc la sute de cărți de vizită care le purtăm cu noi, ele toate pot fi înlocuite cu o singură carte de vizită. O carte de vizită digitală. Și multe cărți de vizită din hârtie, de regulă, ajung la gunoi. Deci eu mă numesc Aparatul Gheorghe și sunt unul dintre fondatorii AG.md. Prima și unica carte de vizită digitală din Moldova. Deci o carte de vizită digitală are multe avantaje față de o carte de vizită din hârtie. Deci primul avantaj este că zilnic pe glob se imprimă mai mult de 30 de milioane de cărți de vizită din hârtie. Cred că este cel mai important avantaj în favoarea cărții de vizită digitale, cât și în favoarea mediului. Deoarece utilizarea unui card de vizită digital duce la reducerea consumului de hârtie la nivel global. Deci, încă un plus este actualizarea informației oriunde și oricând.
informația o putem modifica în timp real, așa că cei care scanează carte de vizită au mereu cele mai noi date de contact ale noastre. Deci, accesibilitate globală. Carte de vizită digitală poate fi accesată din orice punct al lumii, pentru asta este nevoie doar de internet. Compatibilitate. Cărțile de vizită digitală sunt compatibile atât cu telefoanele pe iOS, cât și cu telefoanele pe Android. Mai mult decât atât, pentru a accesa o carte de vizită sau pentru a adăuga datele pe card, nu este nevoie de vreo aplicație. Adică, iarăși spun că este nevoie doar de acces la internet, totul se face prin browserul care îl are fiecare telefon. Deci este cost efectiv, nu mai este nevoie să printăm anual mii de cărți de vizită, deoarece cardul digital este reutilizabil la nesfârșit. Deci, printre avantaje, este și simplitatea de utilizare a acestui card. Ce trebuie de făcut? Pe versul cardului care îl aveți fiecare dintre voi, pur și simplu scanăm codul QR, unde se deschide platforma cu toate datele de contact a persoanei. Deci de aici putem să telefonăm persoana direct, să scriem un e-mail, să accesăm orice rețea de socializare a persoanei sau putem foarte simplu toate aceste date să le salvăm în agenda de telefon, că m-am spus că toți avem telefonul în agenda de telefon la telefonului. Deci adăugăm contactul, apare agenda cu toată informația care este preluată de pe platformă și noi pur și simplu tastăm New Contact. Deci, datorită organizatorilor și sponsorului acestui eveniment, fiecare dintre dumneavoastră ați primit câte o carte de vizită digitală cadou. Deci, unica întrebare care rămâne, cum configurăm fiecare dintre voi cu datele personale acest card. Deci, înregistrarea platformă la fel este foarte simplă. Deci, 1. Prima dată când scanăm codul QR ne trimite la pagina de înregistrare unde trebuie să introducem o poștă electronică validă și să creăm o parolă. Următorul pas este adăugarea informației de contact, adică număr telefon, poza, rețelele de socializare, salvăm toate aceste detalii și avem carte de vizită activă care este gata pentru networking. Deci, cu informații actualizate în timp real, eco-friendly și cu un design atrăgător, carte de vizită digitală a Gine oferă un mod modern și eficient de a te conecta cu cei din jur și de a-ți promova propria afacere în mediul online și în lumea noastră digitală. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Gheorghe, și succes în afacerea voastră! Acum, doamnelor și domnilor, urmează o sesiune specială în care vom cunoaște din nou un grup de femei. În cadrul proiectului Femei Lidere de Azi, Pacea de Mâine, beneficiarele au avut parte de cursuri de leadership, adică au învățat să devină lidere în comunitățile lor. Dar lidere nu în sensul în care dezbină și condu, lidere care știu să elaboreze idei de proiecte cu impact pentru comunitățile lor, care știu să schimbe în bine mediul, anturajul, comunitățile din care fac ele parte. Și dați-mi voie să le invit aici pe Margareta Tonu, Aliona Rusu, Iulia Chirtoca, Elena Danilova și Victoria Sâlța. Și o invit și pe moderatoarea acestui panel, Eugenia Iurco, formatoare de leadership feminin și branding personal. Vă luați loc? Da. Bună ziua! Eu am avut marele privilegiu să fiu formatoare la, cred că vreo 75% din femei de aici, din sală. Am fost invitată de
organizația AO Help împreună cu care a fost finanțată de UN Women. Să mă uit un pic, nu coincide imaginea de acolo cu asta, dar e în regulă. Și am avut marele privilegiu să fiu formatoare pentru aceste femei minunate. Fac instruiri în domeniul liderism pentru femei, cred că de 14 ani, și nu continuesc să mă uimesc ce talente avem noi în Republica Moldova. Și cumva anul ăsta am descoperit că și în Ucraina femeile sunt o comoară și sunt... noi nu prea avem multe zăcăminte sau ceva, dar oamenii de la noi sunt într-adevăr extraordinari și femeile au demonstrat în primul rând că sunt minunate. Eu am avut ca misiune în timpul sesiunilor de instruire să ghidez femeile, pentru că nu am venit să le învăț nimic nou, ele totul știau foarte bine. Am fost un fel de ghid sau mentoră ca să le ajut sau să fim împreună ca să se descopere, să-și vadă care sunt fricile, dar mai ales care este potențialul lor, cum spuneam, un potențial foarte mare. Să înțelegem că să ne punem în primul loc pe noi, prioritatea numărul unu suntem noi, cât de importantă este grija față de sine, nu este deloc egoist, chiar sănătos, să ne punem în primul rând pe noi. Eu mă gândeam să fac un exercițiu cu voi, care l-am făcut cu participantele, dacă sunteți de acord, să ne ridicăm toate în picioare, toți în picioare și toate, da? Foarte simplu, pentru că noi suntem foarte împrăștieți de la masă, de fapt e foarte greu de făcut o sesiune înainte de prânz, când lumea e flămândă, și după prânz, când lumea e foarte... când suntem ocupați cu digestia, da? Să spunem așa mai fiziologic. Un exercițiu foarte simplu facem de respirație, da? Eu să vă ghidez ce facem. Inspirăm, numărăm până la 1, 2, 3, 4, reținem respirația, 1, 2, 3, 4, expirăm, 1, 2, 3, 4, reținem respirația iarăși, 1, 2, 3, 4, respirăm normal. Inspirăm, expirăm, e clar? Eu o să vă ghidez, așa că nu vă stresați să numărați, eu am să vă ghidez, nu asta faceți. Inspirăm, 1, 2, 3, 4, reținem, 1, 2, 3, 4, expirăm, 1, 2, 3, 4, menținem, 1, 2, 3, 4, inspirăm, expirăm normal. Da? Încă o dată facem, da? Inspirăm, 1, 2, 3, 4, menținem, 1, 2, 3, 4, expirăm, 1, 2, 3, 4, menținem, 1, 2, 3, 4, inspirăm, expirăm normal. Vă rog să vă așezați, sper că sunteți mai concentrate acum la ce spune, pentru că liderismul... Am citit un articol că doar pe platforma Amazon sunt peste 57.136 de cărți care conțin cuvântul liderism. Deci s-au scris atât de multe cărți despre liderism, atât de multe seminare, pentru ca să vii cu ceva nou în acest domeniu este imposibil. Deja totul s-a spus, totul s-a citit, foarte multe discursuri pe diferite platforme. Și este o autoare care mie îmi place foarte mult, se numește Mel Robbins, deci ea spune că șansa ca, de exemplu, unde e Diana? Nu știu, Diana este una din inimile acestui proiect. Șansa să avem o Diana, exact așa cum este ea, cu setul de talente, cu setul ei unic, este 1 la 400 de trilioane. Deci fiecare din noi este așa de unic încât nu vă dați seama. Și diferența între oamenii care fac și nu fac ceva este foarte simplu. Că ei hotărăsc să-și pui în acțiune ceea ce au învățat. Aici avem 5 doamne excepționale care nu s-au oprit doar la teorie și nu au fost doar la instruire, dar au zis că vor să facă ceva și haideți să vedem ce au învățat și ce au aplicat aceste doamne minunate. Eu am să încep întâi cu doamna Elena Danilova, da? Proiectul dumneavoastră se cheamă Integrarea refugiaților din Ucraina, adolescenți și femei adulte, în societatea moldovenească, prin învățarea limbii române și practica conversațională. Elena, пожалуйста. Reușim cu toții să vorbim. Rus în română? Vreau să zic doar două cuvinte.
Noi cu ea ne-am întâlnit odată. Ea mi-a luat un interviu pe strada Eugen Doga. Eu arătam cu totul altfel, strada arăta cu totul altfel. Și astăzi, văzându-vă pentru a doua oară, și toate acestea datorită Moldovei, pentru că fiind refugiată și peste un an să am posibilitatea să fiu iarăși aici să vă văd și să pot să privesc acel interviu, sunt două persoane complet diferite. Și acum sunt o cu totul altă femeie, atunci eram într-o stare cu totul altă și nu foarte bună. Proiectul acesta de lecții de limbă română, conversații în limba română, este un proiect nou pentru toată lumea, dar în primul rând pentru noi înșine și dacă faci ceva din plăcere pentru tine însuți, atragi alte persoane fără să faci un efort. Lumea este atrasă de tine și de ceea ce faci. Și proiectul ăsta este foarte important datorită unui aspect deosebit. Nu puteam să-mi imaginez un club de conversație în limba română pentru mine, ucraineană. Prin această activitate voi spune interesul nu doar moldoveni care nu vorbesc limba română, dar și relocanți din Rusia. Și a fost groaznic. Eram nervoasă și mă speria situația. Iar acum le sunt recunoscătoare pentru aceste circunstanțe, pentru persoanelor care mă ajută să rămân, să am abordare adecvată față de ceea ce se întâmplă, de circunstanțele actuale, să păstrez și să înțeleg că există ruși care sunt persoane de treabă. Deci dacă e să vorbim de instruirea pe care am trecut-o, da, despre asta vreau să vă spun, a fost pentru mine un lucru neașteptat, pentru că trăind în Ucraina, eu nu, de fapt nu eram activă, eu mă ocupam de familie, de casă, eram o casnică, nu vizitam așa fel de activități, dar din primele zile ale cursului, era atât, pentru mine a fost atât de interesant și captivant, și eram sigură că din asta o să iasă ceva foarte bun. Pentru că eu deja aveam un proiect care era activ și eu am vrut să-l dezvolt încă mai mult pentru a-l face mult mai divers, mai ales pentru că limba este foarte grea pentru noi, e mai grea decât engleza, cu mult. Și aceste jocuri de masă, datorită organizației HELP, jocurile, apropo, au fost achitate, ne vor permite, în formă de joc, să practicăm anume limba vorbită. Pentru că la cursurile noastre, toți participanții clubului de discursuri vorbesc în română și pentru noi este o criză de timp. Noi nu reușim să facem altceva atunci când ne întâlnim. Și respectiv, datorită acum posibilității de a ne juca în aceste jocuri de masă în română, noi o să vorbim mult mai repede această limbă. Și un mare mulțumesc în acest sens pentru cei care ne-au susținut proiectul. Este o plăcere pentru noi că ați avut încredere în noi. Este o minune. Vă mulțumesc foarte mult. Am marcat ca participantă foarte curajoasă. Am înțeles deodată că o să fac ceva și iată demonstrat peste câteva timp că avem un proiect care vorbește o limbă nouă, limba jocului, care sperăm prin această limbă să aducem pacea. Mulțumesc, Elena. Mai departe o să rog pe doamna Iulia Chirtoca. Da? Proiectul dumneai este recuperarea coloanei vertebrale și cultivarea unei minți sănătoase într-un corp sănătos. Doamna Iulia ne-a cumva atunci la instruire pe toți. Noi am făcut un exercițiu în care votăm proiecte și idei. Proiectul doamnei Iulia a luat foarte multe voturi și mă bucur că a primit și finanțare. Vă rog să ne povestiți mai mult. Всем добрый день. Bună ziua tuturor, mă auziți?
Mă bucur foarte mult să fiu aici printre dumneavoastră și cu atât mai mult mă bucur că am nimerit prin Iulia Zincenca și Iulia Sturza că am nimerit la organizația HELP și mulțumesc foarte mult lui Eugeniu, Angela, Dani, pentru că voi ați deschis în noi potențialul pe care îl avem. Cum a zis Elena, eu tot nu imaginam că aici o să ne manifestăm în așa fel. Și datorită acestui lucru, mulțumesc, vreau să zic un mare mulțumesc populației Republicii Moldova, pentru că se simte că în fiecare pas pe care l-am făcut aici am fost susținuți și ni s-a oferit ajutor. Respectiv, și eu de fapt sunt psiholog și lucrez în domeniul dat și noi toți suntem un pic traumați, aș putea să spun, și cineva are putere, cineva nu are îndeajunsă putere, dar eu cred că pentru a ne restabili starea psihică, noi trebuie să abordăm corpul. Și acest proiect are scopul de a arăta femeilor un set de exerciții fizice pentru femei, pentru a-și păstra tinereța, vitalitatea, frumusețea. Și ideea este că atunci când noi mergem pe stradă îndoiate și privim în pământ, noi avem și o stare respectivă. Și atunci când suntem așa, noi nu vedem perspectivele din față, noi vedem doar glodul de pe stradă. Și scopul este să ne deschidem, să ne întindem aripile și să ne deschidem posibilitățile, pentru că posibilitățile noastre și puterea noastră este în coloana noastră vertebrală, pentru că femeia când se simte puternică și frumoasă este mai abilă, are mai mult curaj. Noi facem diferite cercuri de bachata, de dansuri, de yoga și în acest mediu fetele se simt mai frumoase și mai puternice. Și asta pe scurt despre acele activități pe care le desfășurăm. Noi am găsit un spațiu, ne-a rămas să punem un nume acestui spațiu, deja avem persoane care sunt interesate să vină. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că cu ajutorul vostru am descoperit într-o zi, de cursul unei zile, la ce sunt bună și m-aș descurca. Într-adevăr, ca să aduc un pic de și mai mult adevăr la ce ați spus, corpul, deci noi primim atât de multă informație zilnică, undeva 70% se procesează de creierul nostru, dar este foarte multă informație care se stochează și în organismul nostru, pe care noi nu o procesăm. Ea cumva stă acolo și anume prin exerciții fizice, prin tot ceea ce faceți, noi putem să ne eliberăm și corpul și această valoare de care toată lumea vorbește, cât de importantă este verticalitatea la nivel de națiuni, la nivel de organizații, de corporații. Noi nu putem să o avem dacă nu avem verticalitatea noastră, coloana noastră vertebrală mai întâi a noastră personală și apoi să dăm și lumii. Eu sper cât mai multe femei să vină la dumneavoastră și să popularizăm această grijă de noi, această să nu avem frică de a face mai multe exerciții fizice și să promovăm modul de viață sănătos. În continuare, o să o rog pe Victoria, care așa ca un soare a fost la trainingul nostru. Foarte multă lumină, foarte multă deschidere. Ați vorbit, Iulia, un pic despre traumă, da, nu, este, se vorbește despre traumă personală, despre traumă ca popor, cred că, nu știu, eu cred cumva că avem traumă la nivel de popor și asta cumva ne ține inhibați în anumite chestii, dar Victoria a fost ca un soare acolo, a fost foarte deschisă, a fost deodată, am știut că este omul care vrei să pui mâna pe ea, care vrei să o cuprinzi și care dărui, pentru că sunt foarte puțini oameni care pot să dea, da, și Victoria este unul din ei. Eu am aflat că ea pe săptămână undeva, câți copii, Victoria, face activități de terapie prin artă cu foarte mulți copii aici din Republica Moldova, pentru care personal vreau să vă mulțumesc. Și acum spune-mi, te rog, un pic, Victoria, despre ce influență a avut cursul asupra ta sau ce vrei să ne spui, poftim. Da, всем добрый день, сразу хочу отметить. Good afternoon, I would like to mention that I am very happy
sunt fericită că, pardon, sunt fericită că am făcut cunoștință cu liderii prezenți aici, pentru că în primul rând fiecare dintre femeile prezente aici au adus o anumită contribuție, dar au început prin a avea încredere în ele, a crește nivelul de încredere în ele înșile. Și jumătate de an, un an și jumătate de fapt în urmă, eu m-am recalificat de la juristă la art terapeută. Deci fiind și juristă și art terapeută, care sunt la extreme. Sunt foarte pasionată de această nouă profesie și am înțeles că în continuare doresc să continui activitatea de art terapeut și vreau să ajut lumea să împărtășesc iubire, căldură, nu doar moldovenilor, dar sper foarte mult că pacea va fi restabilită în Ucraina și doresc să deschid un centru pentru copii în Ucraina, să ajutăm copiii să-și refacă sănătatea mentală. Toți înțelegem că va fi nevoie să de o recuperare serioasă pentru noi toți. Mi-au dat doar 5 minute pentru a vorbi. Voi încheia aici și vreau să vă arăt un experiment, să fac un mic experiment. Mă scol în picioare. Ceea ce țin în mână este o bancnotă de 20 euro. Să ne imaginăm, de exemplu, aici e o bancnotă de 2 milioane euro. Să ridicați mâna cine ar vrea să primească bancnotă de 2 milioane de euro aici și acum. Oare cineva nu dorește să primească o astfel de bancnotă? Cred că ceva e la mijloc. Nu, pur și simplu așa ne întrebați. Dacă am o bancnotă de 2 milioane și cu acest 2 milioane facem așa? Vai! Doare? Spuneți-ne, vă rog. Doriți? Cine vrea să ia bancnota de să primească 2 milioane euro? Aceeași persoană ridicau mâinile. Bine. Și dacă fac așa? Dacă fac așa cu banii și iar îi ridic, îi spăl, îi usuc și curăț și vă întreb, vreți să-i primiți pe gratis 2 milioane de euro? Da? Bine. E un exercițiu scurt care ne arată valoarea, importanța pe care le-o dăm banilor. Deci, valoarea acestei bancnote a rămas aceeași de 2 milioane cu copiii mei prin culori, prin vopsele și alte metode terapeutice. Fac aceleși exerciții, le arat exerciții pentru a le reaminti de valorile importante în viață, pentru a depista și a depăși traumele psihologice prin care au trecut copiii. Dacă copilul răspunde și se implică, mi este mai ușor să-i ajut. Pot să refer copiii către psihologi clinici care pot să le ofere ajutorul, asistența de care au nevoie copiii. Există cazuri când copiii pur și simplu au nevoie să le arătăm toate culorile. Este foarte simplu să-i ajutăm să gândească creativ, să găsească o soluție în orice situație. Din păcate, când devenim adulți, uităm de faptul că în orice situație există o ieșire, din orice situație, uneori este lângă noi. Uneori problemele de viață ne împiedică să vedem sau ne fac să uităm că există soluții. Sunt foarte recunoscătoare pentru acest spațiu. Sigur, intrând în sală, sunt din Găgăuzia și doar știu doar câteva persoane din
participanți, participantele, intrând în sală, am simțit o energie, o putere, încredere și am simțit că fiecare persoană poate să facă o schimbare, mă ajută să înțeleg cine sunt, care este sensul vieții mele, nu doar să obțin bani pe gratis, dar ce pot oferi lumii, ce am, ce pot împărtăși, ce pot dărui celor din jur, cum pot să-i ajut. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Aș dori să exprim recunoștința Evgeniei, Angela, pentru exercițiile minunate care ne-au ajutat să interacționăm, să ajungem la toate participanții, participanțele în sală sunt participante ale instruirilor mele și fiecare a putut să înțeleagă valorile, importanța sa. Ar fi minunat să continuăm proiectul. Dacă e nevoie să zburăm în spațiu, o facem. Este important să fim încrezători, încrezătoare, forțele proprii și prin această platformă, comunitate, e posibil să obținem succese. Vă mulțumim frumos pentru atenție și ajutor. Mult să vedem cui o să dai tu până la urmă cei 20 de euro, toți așteaptă, așa că... domnul Denis, asta e o... Da, pe urmă sunt mulțiți la 10 sau la 1000 și un proiect, da, asta, de la partea eu, da, din partea Ion Woman să investiți în continuare pentru abilitarea femeilor, atât din Republica Moldova, cât și refugiatele care s-au integrat foarte frumos la noi în Republica Moldova. Da. Din păcate nu vorbește la microfon, doamna. Am înțeles. Iată așa. Mulțumim foarte mult, Victoria. În continuare o să rog pe Margarita să ne spună un pic despre proiectul ei care s-a desfășurat la Consiliul Raional Ialoveni. Margarita la fel s-a dovedit a fi o participantă foarte... care a reflectat foarte mult, care știți, tu sa persoana aceea tace, dar știi că pe urmă o să fac foarte multe lucruri. Am văzut cum ea foarte atent tot ce se spune, tot ce se întâmplă și mă bucur foarte mult că intuiția nu mi-a dat greș și a făcut așa un proiect frumos. Margarita, spune-ne, te rog, un pic despre el. Bună ziua, dragă comunitate de femei. Vreau să, în primul rând, sunt recunoscătoare că sunt astăzi la lansarea platformei digitale avahelp.md și sper că această platformă să dezvolte o comunitate mare, mare de femei care vor să se abiliteze. Știu de unde să ceară ajutor și suport pentru aceasta și într-adevăr vor să devină financiar independente. S-a început totul cu faptul că am fost beneficiara proiectului Femei Lidere de Azi, Pacea de Mâine, unde într-o locație foarte pitorească care a accentuat valorile noastre, ne-a unit un grup mare de femei puternice care am reușit să interacționăm, să ne admirăm reciproc pentru activitățile care le avem noi în localitățile de unde venim. După aceea ne-am selectat câteva femei și am decis am uitat să vă menționez că am fost ghidate frumos de către doamna Eugenia Iurcoș și doamna Angela Nicolau, care cumva ne-au resetat sistemul de valori, ne-au vorbit despre brandul personal și fiecare am avut timp să ne gândim asupra noastră, unde vrem să ajungem și ce vrem să fim. Și cred că această ghidare
a făcut ca cinci femei, eu inclusiv într-un parteneriat frumos cu reprezentantele asociației femei în poliție, femei din mediul antreprenoriatului social și specialistele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, să ne gândim la o idee de o acțiune comunitară unde au participat în jur de 57 de femei, dar impresionant a fost momentul că la acest proiect au participat foarte multe femei din Ucraina. Ele au fost în ziua aceea, într-o zi când prima dată a nins și a nins foarte, foarte tare, au fost împreună cu noi și ne-am simțit așa într-o zi de duminică ca într-o familie mare. Am fost frumos ghidate de către psihologa doamna Angela Șâncovici, care ne-a vorbit foarte mult despre cunoașterea de sine, despre starea de bine a femeilor, prin exerciții. Apoi Cristina Schimbov, una din femeile, unica femeie din Republica Moldova, femeie polițistă, care a fost instruită la cursul de leadership în FBI, a fost un model de motivare pentru toate femeile prezente la eveniment. Dar cel mai emoționant moment a fost prezentarea și faptul că Magdalena, o fetiță care este țintuită în scaunul cu rotile, ne-a demonstrat și prin experiența sa și prin abilitățile ei, ne-a demonstrat că nu există dizabilitate atunci când tu ești creativă, când tu ai abilități și atunci când tu ești susținută de familia ta și de comunitate. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc foarte mult. Am creat niște lumânări aromatice care sunt foarte actuale acum în ajunul sărbătorilor de iarnă și fiecare participantă de la acest atelier a învățat cum să creeze aceste lumânări și a plecat acasă cu lumânările care arătau că noi putem să fim puternice, putem să fim solidare, inclusive și împreună putem crea lucruri minunate. Și pentru ca aici, în cadrul proiectului de leadership, am fost într-adevăr o comunitate de femei foarte unite, denotă și faptul că în ziua aceea au venit femei și din alte localități, tocmai de la Bălți au venit femeile ca să ne susțină în cadrul acest proiect, ne-au unit și cred că împreună suntem determinate să ajutăm și să acordăm sprijin tuturor femeilor de care au nevoie de experiența noastră. Mulțumesc! Margarita, mulțumesc foarte mult. Când ai spus numărul de 57, este un număr destul de mare, pentru că e foarte greu să aduni oamenii acum la evenimente, s-au mai săturat, s-au obosit, dar acest număr este un număr impresionant și mă bucur că au aflat femeile mai multe cum să aibă grijă de sine. Eu, dacă fac instruiri, după cum vă spuneam, din 2009 cu femeile, am observat foarte mulți femei care la noi se pune foarte mult povară pe ei, și acasă, și proiecte în comunitate, și la serviciu. Deci foarte, foarte, foarte mult, și femeile cumva se uită să întoarcă privirea la ele, să se gândească, dar ce fac eu, dar unde sunt eu în tot acest văluc, în tot acest... Noi facem. Chiar recent vara am avut un seminar și o doamnă se apropie de mine și zice: mă scuzați, era sâmbătă, eu trebuie să plec urgent acasă, până luni trebuie să depunem un proiect, că dacă nu-l depun... Și eu zic: dar unde vă duceți? Ați venit aici la seminar? Trebuia să rămâneți? Nu, că dacă nu scriu eu proiectul, gata, nu primim finanțare, nu nimic... Și eu zic: dar ce o să faceți? Un gard o să facem în jurul școlii. Zic: mama lui de gard, chiar atât de important e gardul acela, încât o femeie trebuie să-și, nu știu, să lepe de tot și să meargă. Deci se pune o povară foarte mare pe femeile din Republica Moldova, să fie active, să fac proiecte, să fac tot, să facă, dar când este timpul când ele se uită la ele? Și mulțumesc, Margarita, că ați oferit această oportunitate femeilor să bea o cafea, să se gândească și să reflecteze. Aliona,
Dumneavoastră sunteți următoarea, deci la fel ați fost o participantă foarte activă și totdeauna uitându-mă la dumneavoastră, parcă vedeam foarte mult curiozitate și un fel de că vă gândeați, asta mi se aplică mie sau nu, deci am văzut că sunteți și selectivă și sunteți așa foarte reflectivă și mi-a plăcut foarte mult cum ați participat și cum ați îmbogățit seminarul nostru prin participarea dumneavoastră. Am înțeles că o să faceți un proiect a fiel despre starea de bine a femeilor. Ne spuneți un pic ce vreți să faceți și ce o să aplicați poate din seminarul care, la care ați participat. Mulțumesc! Alo? În primul rând aș vrea să mulțumesc sponsorilor, organizatorilor și formatorilor care ne-au... Nu știu după ce criterii ne-ați selectat, pentru mine a venit ca o mănușă exact pentru mine acest seminar. Deci a fost într-un moment de criză, în ajun de 40 de ani, deci în care eu reflectam asupra realizărilor mele. Mă uitam că parcă sunt realizat profesional, sunt mamă, sunt cât de cât realizat, dar ceva nu mi-ajungea. Și acest seminar a fost perfect încadrat în puzzle-ul vieții mele. Vă mulțumesc pentru toți și pentru faptul că am fost selectată și foarte mult aș vrea să mai existe beneficiare, să mai participe și alte femei la astfel de proiecte. Sunt foarte recunoscătoare. Noi, deci, în cadrul acestui proiect m-am regăsit pe mine, am descoperit noi abilități, m-am redescoperit de fapt și am descoperit faptul că pot să fiu omul care inspiră și alte femei, pot să susțin prin exemplu propriu, prin experiența vieții mele și prin valorile mele și alte femei din comunitatea în care mă aflu eu. Eu fiind într-un colectiv de bărbați, practic, deci e destul de complicat să te afirmi ca femeie, ca specialist, dar totuși am reușit. Și mă bucur că se poate și încurajez și alte femei să aibă curajul de a se exprima și a se dezvolta în continuu. Noi organizăm un seminar, deci pentru 40 de femei din Ucraina, dintre care vor fi undeva 10 femei și din Moldova. Acest proiect, deci, va pune accentul de a susține femeile în dificultate, femeile care au ajuns într-un moment de ardere profesională și vor să se dezvolte, indiferent de vârsta la care au ajuns. Deci, vom pune accent pentru iubirea de sine, pentru îngrijirea acestor femei prin diferite sfaturi. Avem invitat un cosmetolog, deci profesionist. Avem invitat o persoană care lucrează de mulți ani în domeniul beauty și a călătoriilor, deci a călătoriilor întreaga lume. Sper să fie un eveniment de succes și persoanele care vor participa la acest eveniment să rămână mulțumite. Și să împărțim cunoștințele care le-am acumulat noi, să le împărțim în continuare și să dezvoltăm abilități, valori și acțiuni, cât mai multe acțiuni în comunitatea de femei. Aliona, vă mulțumesc. Eu mi-aduc aminte că mai sunteți și un exemplu prin care noi femeile uneori ne vine greu să punem granițe, să punem limite, că aici nu se poate și mi-aduc aminte cum ați împărtășit că la un moment dat ați refuzat să mai lucrați în weekend, ați zis că nu mai lucrez, că gata. Și iată, asta este liderism, când tu știi să pui limite sănătoase, când știi să-ți aperi timpul personal și valorile personale. Eu vă mulțumesc, încă o dată vreau să aplaudăm aceste paneliste minunate, femei din Republica Moldova și femei din Ucraina, care au demonstrat că se poate și că liderismul nu este ceva abstract, este ceva care se pune în acțiune și are capacitatea să atingă multe persoane, în cazul nostru multe femei. Mulțumim! Yeah.
Eugenia, mulțumesc și mulțumesc, stimate doamne, da, ne-ați emoționat cu istoriile voastre și ne-ați pus într-adevăr pe gânduri. Elena a povestit despre faptul că noi ne-am întâlnit chiar la începutul războiului, ea venise din Ucraina, din Kharkiv, și noi ne-am întâlnit la un interviu. Eu mă bucur foarte mult că ele au trecut prin această evoluție și într-adevăr este o diferență mare de când le-am văzut atunci cu toții. Unii dintre noi au primit aceste femei în casele lor și le-am întâlnit îndurerate și necăjite, neștiind pe care drum să o apuce, și iată, datorită și implicării comunității și a fiecăruia dintre dumneavoastră, datorită proiectelor cum este acesta, aceste femei acum pot să stea drept și să pășească prin viață cu verticalitate și mă bucur tare mult că au reușit să se integreze. Noi rămânem la capitolul liderism, da? Și vreau să o chem aici pe o doamnă care excelează în această comunitate ca lideră de excepție, Otilia Drăguțanu, antreprenoare de succes, să ne povestească despre experiența sa. Bună ziua! În primul rând, stați un pic să mă poziționez așa ca să nu-mi... să vă văd pe toți. În primul și în primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor pentru această invitație și să recunosc că, deși am un program destul de încărcat, încerc de fiecare dată să accept aceste invitații, să vorbesc în fața oamenilor, dar mai ales în fața femeilor. Și în special în fața femeilor antreprenoare. Pentru că cred cu tărie în obligația fiecăruia dintre noi de a da înapoi ceea ce primește. Și deși nu mi este întotdeauna foarte ușor, cum nu mi-a fost, de exemplu, ușor astăzi să ajung aici, o fac cu drag, pentru că mi s-a dat și mie în ani, pentru că au fost oameni care mi-au vorbit, m-au motivat, m-au inspirat, au împărtășit din experiența lor și cred că și eu am această obligație. Sunt Otilia Drăguțanu, sunt antreprenoare, de 20 de ani conduc o companie pe care am fondat-o și care în timp a făcut multe și a evoluat într-o agenție de marketing full service. Încercăm să ajutăm clienții noștri și brandurile să se promoveze prin toate canalele de promovare posibile. Suntem și unii din cei mai mari organizatori de evenimente corporate și public din țară. De exemplu, astăzi avem eveniment, mâine avem eveniment, săptămâna trecută am avut eveniment. Suntem într-o alergare continuă cumva și eu și colegele mele. Astăzi vreau mai mult să stăm de vorbă decât să vă vorbesc eu sau să vă țin o prezentare și de aceea o să vă încurajez, dacă se poate, să-mi împărtășiți și voi din experiența voastră și să fim mai mult în interacțiune. Sunt pasionată de dezvoltare personală. Pentru mine este importantă dezvoltarea mea și este important să contribui cum pot și să ajut cum pot la dezvoltarea altor oameni, dacă acest lucru îmi va reuși sau dacă pot spune ceva valoros în așa fel încât să motivez pe altcineva. Sunt fondatoarea comunității de dezvoltare personală GROW, unde se adună cumva așa este că în principal femei, deși scopul inițial nu era de a face o comunitate pentru femei, sper în timp să avem și membrii bărbați. Vă aștept la comunitatea GROW pentru că facem evenimente anuale, lunare și anuale. Și ne întâlnim, discutăm, dezbatem, avem traininguri, avem experiențe care cred că vă pot îmbogăți. Astăzi eu vreau să vă vorbesc despre câteva concepte care mi se par importante pentru dezvoltarea personală și, înainte de toate, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru voi dezvoltare personală. Am nevoie de microfoane sau cel puțin să văd dacă... Ce înseamnă dezvoltare personală pentru voi? Spune. Mă bucur să te văd. În general, mă bucur să văd multe fețe cunoscute. Și asta înseamnă că pentru mine dezvoltarea personală înseamnă să fiu mai bună decât ieri, mai bună decât azi și mai bună în general, chiar bunătatea, vorbim fizic de bunătatea asta care ne lipsește în ultimul timp nouă oamenilor. Mersi tare mult, Mariana. Mariana este cumva o colegă, pentru că noi amândouă avem același scop de a ajuta oamenii să se dezvolte. Vreau să vă întreb care sunt resursele pe care le folosiți pentru dezvoltare personală.
Deci dacă mai este cineva care mă poate ajuta. Sunt sigur că este preocuparea fiecăruia. Asta este o dorință inerentă a ființei umane, de a fi mâine mai bun decât este astăzi. Dar toți folosim resurse diferite. Mă puteți ajuta? Cine? Mersi. Timpul, energia și banii. Mai este cineva care folosește alte resurse pentru dezvoltare personală? Spuneți. Acțiunile și pașii mici în fiecare zi. Ok, altceva? Mai au încă un răspuns, după care vreau să fac o sumarizare și să vă povestesc. Oamenii. Oamenii. Ok, mai e cineva? Spuneți. Participarea la diferite evenimente, networking-ul, cunoștința cu diferiți oameni, comunicarea. Ok. În primul și în primul rând, să pornim de la definiție. De multe ori sunt întrebată ce fel de, despre ce vorbești tu acolo, dezvoltare personală. Asta e ceva ce noi facem automat, pentru că așa suntem noi oamenii. Și eu le spun da și nu. Pe de o parte, da, sigur, noi ne dezvoltăm, experiențele ne dezvoltă, activitatea noastră zilnică ne dezvoltă, comunicarea ne dezvoltă, dar aceasta este dezvoltare involuntară. Și există tipul al doilea de dezvoltare personală, care este dezvoltarea conștientă, dezvoltare bazată pe scopuri, pe o direcție în care vrem să ajungem și pe înțelegerea foarte clară unde ne aflăm astăzi, unde vrem să fim și ce trebuie să facem pentru a ajunge acolo. Eu vă îndemn să mergeți spre scopurile voastre trecând prin toate etapele de dezvoltare conștientă și nu inconștientă. Nu lăsați la voia întâmplării cine veți fi mâine sau ce veți obține mâine, poimâine, într-o săptămână, într-o lună, într-un an. De unde pornește dezvoltarea personală conștientă? De la responsabilitate. Și aici vorbesc despre responsabilitatea pentru noi. Orice dezvoltare pornește de la a-ți asuma responsabilitate pentru tine în primul și în primul rând. Pentru cine ești, ce gânduri ai, ce atitudini ai, pentru acțiunile tale, pentru modul în care interacționezi cu alții și pentru modul în care apari în lumea largă, așa cum te văd cei din jur. O secundă, vă rog. Am nevoie de un pic de apă. Ia. Și când le vorbesc cu oamenilor despre această responsabilitate, prima reacție este o reacție de frică. Pentru că aparent este o povară foarte mare pe care să o iei pe umeri și să spui, ok, tot ce mi se întâmplă este doar responsabilitatea mea. E mult mai ușor să spui vremea, politica, economia, tata nu mi-a dat, mama nu mi-a făcut, prietenul m-a dezamăgit. Și e mult mai greu să spui, doar eu sunt responsabilă pentru, sau responsabil pentru absolut tot ce mi se întâmplă. Eu și mai e un detaliu pe care eu țin neapărat să-l menționez, mai este și forța superioară, nu trebuie să uităm că mai există și un univers care ne ajută sau ne încurcă în dependență de ceea ce facem noi. Această frică este de fapt o reacție falsă. Pentru că momentul de acceptare a responsabilității este un moment de putere extraordinară. E momentul în care de fapt noi ne luăm puterea înapoi, pentru că atunci când dai cuiva responsabilitatea pentru ceea ce ți se întâmplă, tu nu mai ai control absolut deloc asupra vieții tale. Și în momentul în care ne luăm înapoi responsabilitatea, da, este și o nu o povară, dar ceva ce trebuie să ducem, nu este neapărat ușor. Dar este un moment de putere extraordinară și vă rog să vă gândiți mult asupra faptului dacă sunt eu la moment sau mi-am asumat eu la moment responsabilitate pentru ceea ce mi se întâmplă. Un al doilea element important al dezvoltării personale, care cumva tot e legat de responsabilitate, este să înțelegem că totul în jur depinde de starea noastră. Adică, ne va merge bine la servici, la job, în carieră, dacă noi ne simțim bine, copiii, familia, relațiile vor fi ok dacă noi ne simțim bine, vom avea prieteni și vom fi activi în societate și vom reuși să facem multe dacă noi ne simțim bine.
În caz contrar, nimic din aceste lucruri nu este posibil. Și atunci trebuie să cunoaștem și să înțelegem bine ce ne generează starea de bine și ce ne încurcă în această stare de bine. Fie că răspunsul este diferit pentru toți. În general, nu există reguli și răspunsuri general valabile. Fiecare are răspunsul lui, fiecare are calea lui. Dar să-ți pui întrebarea ce mă face să mă simt bine și ce mă dezechilibrează și mă debusolează, este foarte important. Să-ți găsești aceste răspunsuri și să găsești instrumentele care îți permit să rămâi în echilibru. Deși cuvântul echilibru este un termen folosit în exces în ultimul timp și foarte puțin înțeles, cum sunt și mulți alți termeni, cum este burnout sau traumă sau depresie și așa mai departe. Sunt o mulțime. Da, zona de confort, exact. Sunt o mulțime de termeni pe care îi folosim și habar n-avem ce înseamnă asta, dar echilibru, ce înseamnă pentru voi, asta contează, echilibru. Dar e important să-l găsiți, pentru că în caz contrar, nimic bun din asta nu va ieși. Al treilea element important al dezvoltării personale este tendința spre excelență. V-ați pus vreodată întrebarea dacă vreau să fiu ca toți, nu știu, mediocru sau vreau mai mult? Mai mult sau ca toți? Hai să vedem. Altceva și mai bine, altceva. Deci ideea este să ne punem scopuri care ne provoacă. Asta unul la mână. Să ne punem scopuri care sunt nu imposibil, atenție, pentru că dacă ne punem scopuri imposibile, ne pierdem motivația, dar sunt greu de obținut. E nevoie de efort pentru a le obține. Tendința spre excelență mai înseamnă și obiceiuri. Cineva spunea pașii mici, a spus cineva foarte corect, pașii mici. Înseamnă și obiceiuri, pentru că viața ne determină nu ce facem din când în când, ceea ce facem în fiecare zi. Iar noi, de cele mai multe ori, ne focusăm anume pe ceea ce facem din când în când. O să merg în vacanță, o să mă odihnesc și după aia o să răstorn munți și o să construiesc cetăți și așa mai departe. Problema este că ce faci odată în nu știu cât timp are o influență mult prea mică asupra vieții tale și un impact mult prea mic în comparație cu ceea ce faci în fiecare zi. Și noi suntem 99% din timp inconștienți de ceea ce facem în fiecare zi. Noi facem lucrurile automat, ne trezim dimineață și se pornește ceea ce îi spun eu, autopilot. Și se pornește automatismul. Facem lucrurile cum le-am făcut ieri, cum le-am făcut alaltă ieri, de cele mai multe ori lucruri determinate de convingeri din copilărie, de ce am învățat la școală, de ce ni s-a spus de către prieteni, anturaj, societate și de foarte, foarte puține ori, acțiunile noastre zilnice sunt determinate de cine vrem să fim și ce vrem să obținem. Și aici avem de muncă. Fiecare dintre noi are de muncă, indiferent la ce etapă de dezvoltare se află, pentru că cu siguranță unii sunteți mai avansați, alții mai puțin, nu știu câte întrebări v-ați pus până acum. Dar este de muncă, pentru că obiceiurile se schimbă greu. Dar nu este imposibil. Și este atât de necesar încât eu nu am cuvinte să vă explic și să vă accentuez cât de necesar este. Vă îndemn să porniți de la ceea ce se numește auditul obiceiurilor. Auditul obiceiurilor înseamnă să vă gândiți, sau poate să vă scrieți mai bine, să vă scrieți. Ok, ce fac eu în fiecare zi? Ce fac pentru mine, grija de mine? Ce fac pentru job? Ce fac pentru ai mei? Casă, familie, copii, prieteni? Ce fac în toate domeniile vieții mele? Și aici o să apară un conflict. Pentru că o să înțelegeți că foarte mult din timpul pe care îl folosiți în fiecare zi pe obiceiuri inconștiente nu au legătură cu domeniile care sunt importante pentru voi. Adică, o să înțelegeți că pentru voi contează sănătatea, dar în obiceiurile voastre aproape deloc nu este inclusă sănătatea. O să înțelegeți că contează cariera, dar voi aveți o grămadă de obiceiuri care n-au nicio treabă cu cariera, nu vă ajută, mai mult vă încurcă și tot așa.
Adică de multe ori avem un conflict intern de care nu suntem conștienți. Pentru mine contează sănătatea, dar eu nu fac nimic. De aici apare, 1, îngrijorarea, anxietatea. Acolo stă undeva în interior, noi nici nu ne dăm seama de ea. Și, bineînțeles, că nu obținem rezultatul pe care ne-l dorim. Deci când zic tendință spre excelență, nu orice domeniu este important pentru voi, contează în primul rând ce faceți în fiecare zi. Al patrulea, cred, că am pierdut șirul, element important al dezvoltării personale, sunt resursele la care aveți acces. Și cineva mi-a zis că are acces la oameni, două persoane au spus. Cineva a zis traininguri, cineva a zis bani, timp. Tu ai zis oameni, Sărina. Așa. Și mai sunt câteva resurse importante. De fapt, cea mai importantă resursă pe care noi o ignorăm este energia. Noi foarte mult vorbim despre time management. Managementul timpului, cum să ne facem calendare și to-do list-uri și nu mai știu ce. Dar foarte rar ne gândim la cea mai importantă resursă, care este energia. Pentru că dacă n-ai energie, poți să ai timp. Timpul nu se ajunge niciodată. Dacă ai suficientă energie, le reușești pe toate. Ce ne încarcă cu energie? Nu intru în acest detaliu pentru că e un subiect de 2 ore. Voi singuri o să hotărăți ce vă încarcă cu energie. Pe mine mă încarcă cu energie natura, mașina, urc la volan și conduc, meditațiile, sportul, oamenii, dar fiecare are sursa lui, dar găsiți acea sursă care vă energizează. Și bineînțeles, evitați acele locuri unde pierdeți energie cu carul. Cu siguranță vi s-a întâmplat să fiți în situații în care ați intrat ok și în 10 sau 15 minute ați ieșit total fără energie și epuizați. Evitați, dacă este posibil, acei oameni, acele locuri și acele situații. O altă resursă care pentru mine contează sunt cărțile. Am avut noroc să trăiesc printre cărți, să mă nasc într-o casă unde se citea mult. Și tatăl meu, practic, nu-l vedeai dintre cărți în birou. Și m-am dezvoltat cu obiceiul de a citi cărți. Din cărți iau foarte multă informație, îmi place să le citesc, îmi determină atitudinile uneori, îmi determină nivelul de competență, cunoștințele și așa mai departe. Am perioade diferite, în unele perioade citesc doar despre management, dezvoltare personală și așa mai departe, dar sunt și perioade când citesc cu mare drag ficțiune, în special literatură clasică, și de acolo putem să învățăm la fel de multe. Trainingurile și evenimentele sunt la fel de importante, pentru că acolo avem ocazia de a avea ca o pastilă de informație, ceea ce noi în mod normal ar lua mult timp să învățăm. Într-un training cineva vine și ne face un rezumat, o sinteză, o analiză, dacă e un training așa cum trebuie, și putem avea un nivel, un volum mare de informație. Alte resurse pot fi, nu pot fi, dar sunt oamenii. Și aici este important să ascultăm toți oamenii care ne ies în cale, pentru că învățător poate fi și domnul care stă la poartă sau caserița la magazin. Vă spun de ce, pentru că înțelepciunea aia care vine din interiorul omului, uneori printr-o frază, un om întâmplător poate să ne transmită un mesaj. Și am un exemplu care îmi place să-l dau. Doamna care face curățenie la noi la birou, o cheamă doamna Svetlana, mi-e foarte dragă și mi-a dat odată una din cele mai importante lecții din viața mea și de atunci am început să ascult foarte atent ce spune doamna Svetlana. Venisem eu într-o dimineață, cam cu nasul în jos așa, avem și noi stările noastre și ea zice, bună dimineața! Și eu zic, păi nu-i prea bună, că uite aia. Și el spune, păi, dacă v-ați trezit azi dimineață și vorbiți cu mine, înseamnă că e foarte bună. Și atunci m-am gândit, Doamne Dumnezeule, mai mare înțelepciune din gura și din sufletul unui om simplu nu putea veni. Sau iau lecții foarte importante de la copiii mei. Și una din lecțiile importante luate a fost de la Mia. Fetița mea are 14 ani, băiatul are 19, este proaspăt student. Foarte mândră de el, de ei, de amândoi. Mi-a zis odată așa, într-un moment în care mă aruncasem
să-l ajut pe fratele meu care avea dificultăți. Mi-a spus, mami, imaginează-ți că toți au deasupra capului o insulă de care au grijă. Și insula ta acum este verde pentru că tu îți dedici timp ție, ai grijă de tine și e verde și cu multe păsări și flori și așa. Insula lui unchiul Doru e uscată. Și dacă tu o să te duci repede să ai grijă de insula lui, ce o să se întâmple cu insula ta? Nu știu de unde a luat copilul meu, că avea cred că vreo 10 ani, așa o comparație, că trebuie să ai un pic de imaginație să compari și să gândești lucrurile așa, dar mi-am dat seama că ideea transmisă era foarte importantă. Sumarizând, ascultați oamenii cu atenție și cu interes și o să vă ajute nu doar în a colecta informații sau a lua de la ei ceva, da? Dar și în a crea relații eficiente, pentru că orice om vrea să fie ascultat. Și noi vrem să fim ascultați, dacă avem noroc, are cine să ne asculte. Mulțumim tare mult, Otilia, și noi te-am ascultat cu foarte mare drag. A fost o adevărată lecție de dezvoltare personală, gratuită, la care am asistat noi aici. Îți mulțumim tare mult. Ai pomenit de cărți și hai să ne faci o recomandare. Uite, ieșim de aici, ce carte să ne luăm diseară în mâini să citim? Pentru că vă interesează leadership-ul, vă îndemn să citiți orice carte de Robin Sharma și să-l ascultați cu foarte mare atenție. Este un speaker care combină business-ul cu spiritualitatea într-un mod absolut extraordinar și el are o carte care se numește The Leader Who Has No Title. Vă rog să o citiți. Mai este o carte de căpătâi așa, care se numește The Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Sunt multe. Dacă o să am ocazie, o să vă fac o listă și o să transmit organizatorilor. Mulțumesc tare mult. Și dacă tot pomenim atâta despre femei realizate, femei de succes, femei puternice, femei independente, spune-ne, te rog, așa o definiție într-o propoziție. Ce înseamnă asta? Unde, în ce moment putem să ne considerăm așa? Am zis de multe ori și repet, mie nu-mi plac generalizările. Nu există o definiție comună pentru toți. De fapt, să fii de succes este exact momentul ăla în care tu te simți de succes, unu, și în care te simți bine cu tine și cu cei din jur și cu unde ești, și cred că ăla este momentul succesului. Mulțumesc tare mult! Haideți să o aplaudăm pe Otilia! Așa, și vreau să o invit din nou aici pe Viorica Țâmbălari, da, pentru că este acel moment în care o să stabilim niște relații pentru mai departe, pentru că suntem aproape de finalul evenimentului. Ai aici un microfon, da, și am înțeles că urmează să stabiliți astăzi și o serie de colaborări, așa că... A, da? Valeria. Da. După facem și o sesiune de întrebări, da, ca o să vă dăm voie din sală să vă spuneți opinia, să vă spuneți păsul, da, dar haideți mai întâi să vedem cu cine facem, cine a mai rămas, da, cine sunt cele mai rezistente. Doamna Raisa Dogaru, de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, doamna Vera Valuță, de la Inspectoratul General pentru Migrațiune, doamna Olga Moraru, de la Proiecte și Cooperare Internațională, așa, doamna Scutelnic, Oxana, de la Asociația Femeilor din Poliție, Olga Stus și Iulia Zencencu, de la Rețeaua Femeilor Refugiate din Ucraina. Noi am stabilit, într-adevăr, cum am spus la început, mai multe colaborări cu instituțiile de stat și cu organizațiile non-guvernamentale și cu femei active. Ziceam că nu știu cine a mai rămas, că au fost toți aici, dar din programul foarte încărcat, mai multe s-au retras, dar am convenit cu ODA, cu Agenția Forței de Muncă, cu Agenția Migrație și Azil și alte instituții să ne întâlnim săptămâna viitoare la ei în birouri, unde să mai discutăm încă o dată acordurile și să le semnăm așa, oficial acolo. De aceea, aici sunt cele care au avut cel mai mult curaj să rămână până la sfârșit, știind că tot este cu agende încărcate și tot respectul meu. Și vreau să le ofer cuvântul și să le mulțumesc în primul rând că au acceptat aceste semnări de acord. Pentru noi este foarte important, pentru că
numai așa platforma poate să aibă o sustenabilitate de lungă durată atunci când o să primim informații direct de la instituțiile de stat, direct de la organizațiile care sunt nemijlocit în contact cu femeile din Ucraina, așa cum sunt Olga și Iulia, care au creat această platformă sau rețea de femei din Ucraina. Și când vorbim despre dezvoltare a antreprenoriatului, ODA este partenerul nostru de bază, pentru că doar acolo putem să vedem granturile care sunt disponibile pentru femei. Și așa noi o să încărcăm toate aceste informații rapid pe platforma noastră, ca voi puteți să beneficiați de această informație, cumva structurând tot întreg. Eu am să le dau cuvântul fetelor să spun ce le-a făcut pe ele să accepte acest parteneriat. Noi cu mulți dintre ele deja colaborăm mai mult timp și sper să avem așa o colaborare frumoasă și în beneficiul femeilor, pentru că pentru asta facem tot ce facem aici. Bună ziua, stimați domni, stimate doamne. În primul rând vreau să vă felicit, doamna Viorica și echipa Asociației Obștești Help, cu lansarea acestei platforme digitale, unice, interactive, care va ajuta la abilitarea femeilor, la integrarea femeilor în societate, la socializarea și comunicarea. Ce ne-a făcut pe noi să colaborăm? Reprezint Asociația Femeilor din Poliție, am alături colegile mele, ne-a făcut să colaborăm acțiunile dumneavoastră, pentru că noi am văzut valorile, care sunt la fel aceleași valori ca Asociației Femeilor din Poliție, drepturile omului, egalitatea de gen, echitatea de gen, implicarea femeilor, abilitarea femeilor, instruirea femeilor, sunt acele valori cu care noi rezonăm, pe care noi le promovăm. Ce ne-a făcut să interacționăm? Ne-a făcut să interacționăm acțiunile concrete, pentru că nu le-am văzut în vorbe, dar în acțiuni. Am fost parte de instruire, am avut parte la Academie de Liderism, am avut parte de proiecte minunate care l-am realizat la Consiliul din Ialoveni. Ne-am motivat faptele concrete și pentru că sunt niște fapte care ne motivează, ne inspiră, vrem să fim solidare, unite cu această comunitate extraordinară de femei. Felicitări, respect și mulțumim pentru așa oportunitate frumoasă. Mulțumesc! Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru că ați venit cu inițiativa de a încadra și ODA în acest eveniment. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului vine cu un frumos program nou, pentru că acum este o hotărâre de guvern nouă în ceea ce privește suportul antreprenoriatului feminin și aplicările vor fi deschise deja în ianuarie, în primele zile al anului 2024 și de aceea invităm și încurajăm toate femeile care doresc să participe și să fie susținute cu un grant, să nu ezite să aplice, pentru că hotărârea de guvern dată este cu câteva schimbări și noi am luat în calcul și cerințele care au venit din partea femeilor antreprenoare care au participat la programul de susținere anterior. Acum este criteriile de eligibilitate s-au lărgit și mult mai multe femei vor avea acces la această finanțare, pentru că mai avem și finanțare din partea Uniunii Europene, care a venit cu un grant foarte frumos, foarte mare, de 8 milioane de euro și acest program este încadrat și în susținerea care vine și în bugetul din partea Uniunii Europene. De aceea vă încurajăm și vă mulțumesc mult încă o dată și vă doresc foarte mare succes! Bună ziua, Viorica! Ai avut un vis minunat, frumos și foarte necesar. Le mulțumesc donatorilor pentru ajutorul în materializarea visului, indiferent de unde sunt femeile, Ucraina, Moldova sau alte femei, toate femeile din toată lumea pot accesa această platformă și găsi toate informațiile necesare. Vă mulțumim!
Și a doua întrebare, noi reprezentăm o organizație a Asociația Femeilor Refugiate din Ucraina. Am acceptat cu bucurie parteneriatul și l-am inițiat într-o oarecare măsură, deoarece noi avem experiență pozitivă de colaborare cu organizația HELP. Știm, atunci când HELP se pune pe treabă, reușește. Obține frumoase rezultate necesare pentru toți. Împărtășim valorile proiectului și ne-am bucurat să facem parte și să aducem beneficii femeilor din Ucraina, Moldova, femeilor de pe planeta noastră și din univers. Vă mulțumim mult! Vă mulțumesc foarte mult! Deja ne întâlnim săptămâna aceasta să discutăm pe toate... Să puneți pe foaie. Să punem pe foaie semnăturile. Semnăturile oficial. Vă mulțumesc și vreau, înainte ca să trecem la sesiunea de întrebări, pentru că atât de mult am primit cumva laude, să zic așa, că organizația noastră de ce s-apuc totul face și este responsabilă și vine cu acțiuni concrete. Vreau înainte de asta să invit toată echipa HELP. Eu nu le-am spus, voi să ieșiți azi în față, dar voi trebuie să ieșiți azi în față. Partenerii din România, vreau să invit toți aici și vreau să invit coordonatorii regionali a acestui proiect. Este Vera din Găgăuzea, care ne-a ajutat la implementarea acestui proiect în Găgăuzea. Coordonatorul centru acestui proiect este Olga, care a prins la curaj și a fondat această organizație a femeilor din Ucraina. Unde este Vera? Vine. Diana, coordonatoarea noastră pe tot, care este motorașul și sufletul HELP-ului, persoană care mulți ani a făcut voluntariat și care, iată că acum de 2 ani noi colaborăm pe proiecte concrete și ea învață în fiecare zi împreună și una de la alta ca să ajungem la cele femei care au nevoie de noi. Și îți mulțumesc, Diana, foarte mult. Și din Transnistria nu este doamna, da? Sau este altceva? Vă rog frumos, Transnistria, da. Valeria, care este comunicatarea noastră, aici, că am acolo. Și vă rog, Vera. Vera, Nadejda și Lubov. Iată, coordonatoarea noastră din Găgăuzea, care a acceptat această provocare să pună în acțiune toate femeile din Găgăuzea, o ascultă pe Vera noastră și invit aici, vă rog, partenerii noștri din România, pentru că acest proiect a fost implementat în parteneriat pentru prima dată și pentru noi a fost o experiență nemaipomenită. Noi am învățat de la voi foarte mult, să știi, Sileș și toată echipa. Ne-a părut ceva așa practic imposibil, așa un proiect mare care a durat un an, dar care nu se termină aici, noi încă avem de muncit la el și dacă nu era toată această echipă, proiectul poate nu avea să fie, dar cu siguranță nu avea să fie la așa un rezultat de bun. Așa că vă rog să-i aplaudați și eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de noi și am creat așa o echipă mare, uitați cât de mulți oameni suntem aici și atât rezultatele și se văd astăzi în mare parte, se văd și astăzi. Și le mulțumesc tuturor femeilor care au făcut activități comunitare deja și care încă urmează să fie și următoarea este sâmbătă la Mașcăuți, pentru că voi sunteți deja lideri care ați adunat în jurul vostru și la Bălți și în Ialoveni și în Găgăuzea și în multe alte localități zeci de femei. Înseamnă că cursul nostru de leadership a fost cu succes și sper tare mult că aceste comunități pe care noi le-am creat în acele regiuni să crească, să crească până o să ajungem la 1 milion de utilizatori pe avahelp.media. Da, aplauze pentru această echipă minunată și vă rog să rămâneți facem așa, o poză. Nu numai pentru poza de grup, dar pentru că am promis că o să dăm voie întrebărilor și opiniilor din sală. Da, și discutăm.
Haideți mai aproape. Poate vreo poză. Dar între timp, da, cine din sală are o opinie de spus, o întrebare, vă rog să ridicați mâna și să spuneți. Am dat stat un pic, eu am uitat pe cineva. Pe Maria. Maria și Adrian, vă rog frumos. Maria Onică, dar Adrian, care a creat platforma, cât că este, sau a plecat, a plecat. Da, facem-o. Facem-o. Dă-ți să vă prezint întâi cine este Maria. Maria Onică este președinta, cum îmi place mie să spun, companiei On Media, care se ocupă de tot, vedeți aici, pe partea de vizuale, tot frumusețea asta este creată și campanie de informare, cea națională, de către On Media. Mulțumesc mult! Acum, Ion! Mulțumesc. Eu tare sper că n-am uitat pe nimic. Eu mai am de astea. Să uit. Da, mulțumesc. Uitați-vă, acum sesiunea aceasta este foarte, foarte importantă și vă spun de ce. De obicei, toate evenimentele se termină cu întrebări-răspunsuri. Eu un pic am venit cu altă idee să facem un pic altceva și vă spun ce. Deci, noi suntem pe ultima 100 de metri de a finisa acest proiect. Și femei și persoane din Ucraina sunt pe teritoriul nostru a Republicii Moldova într-un număr destul de mare. Noi am văzut de 2 ani, fiind în contact cu femeile noastre, că necesitățile s-au schimbat de la lună la lună, de la jumate de an la jumate de an. Dacă la început era necesar produse de prima necesitate alimentare și de igienă, după care s-a început integrarea, afaceri, dezvoltare, copii, cum să obții un credit, casă, locuință, tot așa. De aceea, pentru noi este foarte important ceea ce noi o să facem pe viitor și cred că și pentru donatorii noștri, ce aveți să știm, ce aveți voi nevoie sau care sunt necesitățile voastre pentru următoarea perioadă. Care sunt dificultățile voastre la momentul de față? Ele nu sunt ca întrebări sau poate ca întrebări, răspunsul nu știu dacă să găsim astăzi aici, poate cineva care mai a rămas din instituția de stat poate să răspundă acum, dar noi vrem să le notăm, să le scriem pe toate și să ne organizăm după necesitățile voastre pentru următoarele proiecte. Nu mă refer aici doar la femeile din Ucraina, dar și la femeile din Republica Moldova, pentru că noi suntem toate femei practic cu aceleași necesități, de aceea atât din femeile din Ucraina cât și cele din Republica Moldova poate să spună unde iată simt ele dificultăți sau unde ar dori pe ce dimensiune să se dezvolte și au impedimente. Că este lipsă de informare, că este lipsă de instituții poate lângă case sau lipsă de locuri de muncă, nu știu, orice. Așa că vă rog să fim active, să ne spuneți sau, de exemplu, poate când am prezentat platforma AVA, ați văzut ceva, puteți să veniți cu propuneri că s-ar regăsi și asta și asta și asta, ceea ce noi poate nu ne-am gândit la momentul dat. Așa că vă rog să fim activi ca să înțelegem bine care sunt necesitățile și să venim ulterior, după măsura posibilităților, cu răspuns la aceste necesități. Mulțumesc! Așteptăm din sală cine vrea să spună. Mai în scurt, nimeni nu are nicio întrebare. Cred că momentul cu poza și cu toată echipa a fost unul atât de solemn încât... Da. Este, iată, da. Ia dau microfonul. Добрый день всем. Bună ziua. Sunt Olga, sunt din Odessa. Aș dori câteva informații despre mine să vă comunic. Din copilărie joc dame. Am o disabilitate, am probleme de văz și joc dame. Sunt jucător profesionist. Anul acesta sunt în Moldova.
Și din partea Moldovei, deci am reprezentat Moldova la campionatul mondial de dame și am reprezentat Moldova la campionatul mondial de dame. Și sunt campioană mondială pentru 2023. Vă mulțumesc. Din păcate, cum acest sistem funcționează, organizatorii evenimentului mi-au dat medalie, diplomă și cupă, doar atât. Și doream să, ca sportivii să fie motivați și să primească niște stimulente de alt gen, pentru că stau în Moldova, mă confrunt cu dificultăți și nu știu la cine să mă adresez. Cumva m-au obligat să vin în față aici să vă comunic. Dacă veți avea vreo idee, scuze, doar mi-a fost dificil să ies aici să vă împărtășesc. Mersi foarte mult, felicitări încă o dată, dați aplaudăm încă o dată. Vedem ce soluții putem găsi pentru că, într-adevăr, să reprezinți Moldova fiind din Ucraina și este ceva incredibil și eu sunt de acord și cred că nu e vorba numai de partea că e femeie din Ucraina, la noi, în general, cu sistemul dat este un pic unii de lucrat și pentru moldovenii noștri, pe noi ca asociații foarte des ne contactează mai multe instituții că nu sunt apreciați sportivii noștri, dar încercăm pe fiecare dimensiune să facem tot posibilul și vedem și cu răspunsul ăsta cu Ministerul Educației și Sportului. Mersi tare mult! Așa, cine încă? Eu, da. Aș dori să vă povestesc o situație. Copilul meu a participat în concurs de gimnastică, cheltuielile fiind acoperite de părinți, și fiica mea, ei doresc să o promoveze să participe la un campionat european reprezentând Moldova. Fiica mea, revenind de la campionat, mi-a spus că Moldova este patria mea. În opinia mea, nu contează dacă e un copil din Ucraina sau din Moldova. Este important și dacă ar fi fost posibil să susținem copiii sportivi financiar, pentru ca ei să poată participa la campionate și părinții să fie motivați să-i susțină, deoarece este o onoare să reprezinte Ucraina sau Moldova la astfel de campionate. Dacă nu, așteptăm din nou pe Viorica, pentru că ne-a lăsat, văd că pentru câteva momente era momentul să încheiem cumva acest eveniment, dar eu zic să ne aplaudăm unii pe alții. Poftim! Da, vă ascult. Здравствуйте. Bună ziua, sunt Alexandra Cernioglă, sunt din Găgăuzia. Datorită acestui eveniment, în comunitatea mea am organizat un eveniment cu femeile, 15 femei din Găgăuzia. Organizând o instruire pe liderism, am invitat o femeie de succes, o doamnă care are un atelier de cusut, lucrează cu copii suplimentar și implementează inițiative. La sfârșitul evenimentului, doamna a făcut un masterclass și ne-a arătat cum să coasem genți eco, cum sunt brodate și cum desenăm, desenul printr-o broderie. Aceste evenimente sunt mai degrabă pentru femeile din mediul rural, ca ele să fie mai active, să se promoveze, să nu rămână doar acasă, să se ocupe de casă și de familie, dar să iasă din casă, să ne povestească despre ei și să se implice și în alte activități. Și dacă aș putea, vă rog,
pe viitor, dacă ați putea să ne susțineți, să desfășurăm evenimente similare cu alte femei de succes, ca să atragem femeile din care stau acasă și să vină la astfel de evenimente importante. De asemenea, aș dori să mulțumesc echipa pentru un proiect atât de frumos, cu un rezultat atât de minunat. Aici avem 180 de femei. Știu că multe au luat emoții pozitive și istorii de succes, au rămas entuziasmate și încurajate. Aceste zile, pentru că ne-am întâlnit, am vorbit jumătate de zi, știți, ca femeile, ne-am întâlnit și am stat de vorbă, dar până la urmă să știți că tocmai din aceste discuții se pun accentele, de aici încep schimbările, pentru că atragem atenția la ce trebuie de făcut mai departe. Viorica, vreau să facem concluziile acestei zile, să vedem cu ce încheiem acest eveniment și ce facem mai departe. Cum utilizăm, cum profităm de această platformă ca să unim și mai tare această comunitate și să o lărgim. Sorina, dacă eu am aș spune ce să facem noi mai departe, vezi cum încep să-i pun toți la lucru, că n-ați fi bucuroși. Eu cu atâtea ambiții și planuri. Înainte ca să facem încheierea, m-a rugat Mariana, participanta noastră, să vină cu un mesaj și cu o completare. Vă rog, o ascultăm și după care... Da, eu vă mulțumesc încă o dată. Vreau să spun că lucrez în teritoriu, asta înseamnă localitățile din Republica Moldova, cu femeile. Uh-huh. Și organizăm evenimente de vreo 4-5 ani deja. Și vreau să spun că nu numai femeile refugiate, dar și femeile noastre au nevoie de ajutor. Și am ajuns așa la o concluzie că am început să organizăm evenimentele în spații publice și după asta zic, hai să mai scoatem femeile în localuri, în restaurante. Și vă imaginați că doamnele spuneau, Mariana, hai te rog, dar nu în restaurante, că pentru noi asta e un lux și bărbații noștri nu știu cum se simt incomod că noi ieșim în așa gen de localuri. Adică pentru mine personal, când am auzit replici de astea de la femei cu studii și cu potențial, că nu-și doresc cumva să îmbraci frumos cu rochii, cu o pereche de pantofi, că este un lux și să nu cumva se deranjeze acasă pe cineva, cred că la nivel de mentalitate avem multe de schimbat. Suntem aici ca să oferim ajutor și suport, să încurajăm și Viorica, mulțumim că te-ai reîntors în Moldova și chiar vrem ca să formăm mici comunități în localitățile noastre, unde să lucrăm în aceeași ritm, în aceeași idee și cu aceleași valori comune despre care ai vorbit astăzi. Și în sprijinul acestor acțiuni, invităm pe toate doamnele dornice. În această duminică organizăm a doilea forum terapeutic din Republica Moldova, unde avem 9 speakeri în calitate de invitați și vor vorbi pentru voi și vor fi acolo pentru voi, dragi femei. Ne găsiți în evenimentele pe Facebook, Forum Terapeutic, ediția 2.0, și vă așteptăm cu drag. Și pe ofemeie.com am publicat. Mersi mult! Mersi mult, Mariana. Dar eu nu știu ce să mai spun la concluzie. Concluzia mea este că încă o dată noi am înțeles toate aici că suntem dornice de dezvoltare, avem nevoie de suport, că ne unesc aceleași valori, că fiecare femeie are nevoie să aparțină unei comunități, ceea ce eu am crezut tot timpul și mă conving în fiecare zi, atunci mai ales când am creat comunități în diasporă, acolo de unde mă întorc, așa cum acum în exclusivitate Mariana a deschis parantezele, dar o să vă spun mai mult de detalii după ce o să închidem camera pe privesc.eu. Am onoarea, într-adevăr, să fiu lângă voi, am fost lângă femeile din diasporă și voi fi în continuare, pentru că am reușit acolo să creiem o echipă de ambasadoare puternice în practic toate țările Europei, care vor menține mai departe ideile, valorile și acțiunile pe care noi le avem acolo. Dar acum a venit rândul să consolidăm o comunitate frumoasă de femei aici în Republica Moldova. Și asta a fost și un prim pas și astăzi, și prin toate acțiunile noastre asta a fost important. Și acest proiect a pornit din start cu dreptul,
Atunci când am organizat masa rotundă de lansare a proiectului în Parlamentul Republicii Moldova, cineva m-a întrebat, deci chiar în Parlament trebuie să lansez proiectele? Zic da, pentru că el este cu impact național. Este vorba despre tot ce avem noi nevoie, este vorba despre integrarea noastră, despre solidaritatea noastră și el trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Pentru că femeile trebuie să fie auzite atunci când au un mesaj de spus. Și important să avem o voce comună, toate, și să ne susținem nu doar prin cuvinte, dar chiar prin acțiuni, să ne susținem pe bune. Cu toate că vreau să vă zic, chiar acum, eu fiind din 2024 într-o funcție publică, am simțit susținerea tuturor, și a femeilor care o cunosc deja despre acest fapt, și am zis că noi am evoluat foarte mult, pentru că femeile chiar, eu simt de la fiecare când mă felicită sau când îmi scriu sau când vorbesc cu mine, că au susținere față de noi și asta este cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Deci și eu la rândul meu mă bucur pentru fiecare femeie care au scris proiecte pentru afaceri în programul nostru, care au creat activități comunitare, care au venit și au participat la aceste evenimente, care ne-au ajutat cu distribuirea plantelor în campania națională de informare în acest proiect. Eu nu știu dacă s-a spus că proiectul nostru, cum se numește, apropo, că se numește Femei Lidere de Astăzi, Pacea de Mâine. De multe ori, da? Dacă tu ieși atât de des din sală. Și le mulțumesc pe această cale partenerilor noștri, eu anumă, și a fost acest proiect susținut cu multă încredere. Eu cred că în noi și încrederea voastră în noi ne-a dat curajul ca noi să mergem înainte și să realizăm la justa lui valoare. Și cum am spus și partenerilor din România, foarte fain, apropo, mie mi-a plăcut tare mult unirea asta între Moldova și România, cu expertiza colegilor de acolo și cu a noastră de aici, s-a reușit să facem lucruri frumoase cu echipa care ați văzut-o foarte mare și cei care au fost prezenți și care nu. Mi-arată că trebuie să închei. Da, cam. Bine. Vă mulțumesc foarte mult și vreau să ne aplaudăm toți pentru că suntem azi aici. Haideți să ne aplaudăm. Și să o aplaudăm pe Viorica, o femeie minunată. Da, facem o poză comună și ne luăm rămas. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și, dragi femei, să rămânem împreună pentru că împreună se fac cele mai frumoase lucruri.